Oh!
dimineața, bine ați venit la Liceul Grigore Tocilescu, bine ați venit la Mizil. E o zi ploioasă, dar e o zi totodată frumoasă, încărcată de emoție. Aici în sală avem foarte mulți oameni de valoare și vă aplaud pentru asta. Și vă mulțumesc totodată pentru prezență. În începutul acestui festival am să vă rog să ținem un moment de reculegere în memoria jurnalistului și scriitorului Sorin Preda, participant la festival acum două ediții, nepot al scriitorului Marin Preda. Vă mulțumesc! În continuare, am să dau cuvântul organizatorilor festivalului. În stânga mea, domnul director Victor Mina, în dreapta mea, domnul Laurențiu Bădicioiu. Cine vrea să vorbească primul? Cred că eu. Așa e regia. Bine ați venit din nou. Dacă anul trecut, festivalul Romeo și Julieta de la Mizil dobândea cei 7 ani de la Mizil, acum, onorabili invitați, dăm evaluarea națională în fața dumneavoastră, fiind a 8-a ediție. Un istoric al festivalului, puteți găsi în mapa evenimentului, așa că nu are rost să vă vorbesc despre asta. Îi dau cuvântul domnului director. Cum mi l-aș lua, toate să mi-l dăm. Mulțumesc, domnule. Pe scurt, în cei 8 ani de la prima ediție, la festival au participat circa 3.000 de concurenți. Denumirea de Romeo și Julieta la Mizil vine de la satira politică scrisă și publicată de mizileanul, ați ghicit, George Ranetti, în 1907, iar inițiatorii acestui festival au organizat ediția întâi la 100 de ani de la publicarea acesteia. Mulțumim tuturor celor care au sprijinit festivalul, sponsori sau parteneri, colegi, profesori și alte instituții sau persoane particulare. Lista este vizibilă pe acest perete din stânga mea. Sau va fi vizibilă. Alex, ne lași și nouă lista. Da. Laurențiu, nu pot să da, mulțumesc că, pentru faptul că mi l-ați dat. Eu nu mi-l iau decât dacă îmi permiteți. Acum, din partea Direcției Generale pentru Tineret și Sport a Municipiului Chișinău, o invităm la microfon pe domnișoara Elena Vorodneac, care îi mulțumim pentru promovarea festivalului în Republica Moldova. Elena, nu te văd, dar cred că ești aici. Mulțumim că ai venit pentru a doua oară. Avem o colaborare foarte fructuoasă cu Republica Moldova prin domnul academician Nicolae Dabija, prezent aici, prin tine și prin mulți alții. Îți dă microfonul. Mulțumesc foarte mult de invitația de a ne implica și noi în promovarea acestui concurs. Vreau să vă povestesc o mică istorioară. O clasă de filosofi la o lecție au încercat să presupună cum ar fi sfârșitul lumii și 10 persoane care ar întâlni acest sfârșit al lumii și ar putea salva generația umană. Au propus mai multe versiuni, dar toate se soldau cu eșec, pentru că se alegeau ingineri, medici, constructori și alți specialiști, nu și poeți. Ultima versiune, când s-au propus ca să fie un poet, cel care să supraviețuiască cu ceilalți specialiști, s-a dovedit că lumea a fost salvată. Pentru că prin artă poate să existe lumea noastră. Prin artă putem să continuăm generațiile umane. Vă felicit pe dumneavoastră că ați participat la acest frumos concurs. Nu este deloc ușor să scrii poezii, nu este deloc ușor să scrii epigrame, trebuie să ai o relație mai specială cu cel de sus, cu muza. Sunteți preferații acestei forțe divine. Vă invidiez pentru că nu mi-am permis niciodată să public versurile mele, pentru că mă gândeam că mai superos decât domnul Dabija sau alții scriitori
scriitori care îi cunosc, nu poate fi nimeni. Cu toate acestea, din numele directorului general al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport Chișinău, vă transmit sincere salutări, felicitări și din partea direcției vreau să înmânez niște diplome pentru organizatorii acestui concurs. Diploma se decernează Liceului Teoretic Grigore Tocilescu pentru organizarea și desfășurarea concursului internațional de poezie și epigramă Romeo și Julieta la Mizil, precum și pentru cooperarea și parteneriatul stabilit cu Direcția Generală Educație, Tineri și Sport Chișinău, Republica Moldova. Diploma pentru personală pentru profesorul Victor Minea, directorul Liceului Teoretic Grigore Tocilescu, pentru organizarea și desfășurarea concursului internațional de poezie și epigramă. Fundației Culturale Romeo și Julieta la Mizil pentru organizarea și desfășurarea acestui concurs. Minunat concurs! Încă o diplomă pentru, specială pentru profesorul Laurențiu Bădicioiu, președintele Fundației Culturale Romeo și Julieta. Nu trebuie să departe! Mulțumim mult și să sperăm că și la anul vom continua această colaborare. Mulțumim, transmite-i mulțumim doamnei directoare, Tatiana, că am încercat să văd numele. Te rog să spui tu, e un nume foarte, foarte greu de pronunțat. De atâtea ori am pronunțat, vedem cu mine ușor, Tatiana Nagnibe dat Verdoclev. Ups! Da. Ați înțeles, doamne profesor, da? Da? Țineți minte data viitoare. Mulțumim mai multe, vă spunem în pauză. Mulțumim și noi, domnișoara Elena Vorotneac. În continuare, vă invit să revedeți secvențe de la ediția precedentă, supranumită Eroica, ediție la care doamna Lucia Olaru Nenati, prezentă, mărturisea că, foarte frumoase cuvinte, a supraviețuit frumos la Mizil, în inima Codului Roșu. Alți invitați dragi, Dan Nora, Val Concevici, Mihaela Meravei, Petru Brumă, au transmis un SOS la Telegraful de Constanța cu titlul Sinistrații veseli de la Mizil și dacă este Cătălin pregătit să proiecteze clipul ediției a 7-a, îl urmărim cu toții. Și Buzău este teritoriul disperării. Sunt momente dramatice. Europa cu străzile și-a închis mai multe drumuri naționale pe DN2. Victor Lefter a ajuns doar până la Uziceni. Bună seara, Victor, a fost de 12 ore și nu pare să se oprească, în special în sudul țării. Vântul suflă cu putere spulber în zăpada, iar veștile meteorologilor nu sunt deloc bune. Alături de mine este meteorologul Alina Șervan. Alina, ce la drum cu trenul au trăit astăzi un adevărat coșmar. Viscolul a paralizat și transportul feroviar. Oamenii au așteptat cu orele în tren. Considerăm că nu e inutil și viscolul de afară e dovada să organizați banul la
amintiri, doar festivalul Alba ca zăpadă. Totuși, bine vine primăvara, cum zicea și cântecerul cel cânta, care cântă fiecare de când e micuț copil, nu atunci când din zăpadă se ivește chiocelul, ci atunci când ne convoacă bădiciorul amintiri. La Verona, din portele orunghiere ale planetei, sosesc turiști cu mii și milioane spre a vedea balconul Julietei, visând de fapt la ei balcoane. România îndrăjoare, o floare este țara toată, un trandafir sau o lalea, iar unii spun că e mușcată, văzând câți au mușcat din ea. Colare se bucăză, se vede un fapt ce nu te plac, dar s-a extins ca un flagel. Cât e românul de sărac, mai dă și lenea peste el. Extinderea corupției. La noi se minte între rut, azi nu, nu se întrebă minuni. Căci a ajuns a fi corupt și detectorul de minciuni. Aștepți-ne neastră la maternitate. Din cineacă ies o insă mică, dar cu mâna întinsă, către domn ginecolog, deși mi-o bătere. Uitare. La urmări mereu și peste tot, până în sfârșit l-au prins pe mafiot. Și a fi pus cărtușa, evident, dar l-au scăpat în parlament. Regelui Mihai a revenit din refugiu. Titluri, case, majestate, delegate rând pe rând, dar să-mi spun dacă se poate, pasarea de fiecare.
care vine acum, a sosit momentul destinat invitaților de onoare a acestei ediții, domnii Daniel Crista Enache și Dan C. Mihailescu. Mulțumim tare mult pentru prezență! Aceștia au construit împreună o carte vie, cu rememorări emoționante și inedite, cu întrebări aparent nevinovate ale primului, stârnind confesiuni despre momente ale adolescenței, tinereții, studenției, căsniciei. Cartea ca destin, căci așa se numește ea, conține un meandrat dialog de 308 pagini. Ezitând la început în privința reușitei originalului demers, Dan C. Mihailescu devine optimist după o primă lectură a volumului. Citez. Tocmai am terminat de recitit la miez de noapte cartea. Ei bine, de unde nu odată m-am declarat nemulțumit pe parcursul scrierii, observ acum că întregul se susține și poate captiva, incita, intriga, agasa. De cealaltă parte, intervievatorul își face o aparent ingenuă mea culpa. Îmi recunosc vina, aceea de a-l fi scos pe Dan C. Mihailescu din carapace și de a-l fi făcut să se înfățișeze cititorului, nu doar pe traiectoria sa critică, ci și pe traseul lui formativ. Cum o spune și el, vorbind despre cum s-a născut cartea de față, greu găsești doi oameni cu convingeri atât de diferite. Dar tocmai această diferență a făcut mai autentic dialogul nostru și mai viu. Înainte de a remâna microfonul celor doi invitați de onoare, cum spuneam, vă voi prezenta într-un preambul video pe invitații de onoare acestei ediții, ca de altfel și ai precedentei, domnii Dan C. Mihailescu și Daniel Crista Enache. La 13-14 ani, sus până pe la 20-24,
să îți pui întrebarea pe care văd că foarte puțin tineri și mai pun acum. Pe mine m-a învățat asta Ioan Alexandru când aveam 18 ani și mi-a spus, știți ce scrie pe fronton de la Delphi? Prima lege, gnote se afton, cunoaște-te pe tine însuți. Pentru ce zic eu? Păi domnul Baia, haide să-ți cotrou băinit ADN. Te-a întrebat vreodată cum colindă străbunicii tăi în tine, bunicii, celor bine de pe partea maternă, celor rău de pe partea paternă, ce impulsuri contrare, ce zace în pihul sandină omului tău? Dacă, așa cum spune Jung, omul este ca un edificiu, are acoperiș, mansardă cu mulți trași, chiar la mansardă, și are, are și un subsol, deci are și o pivniță, un underground pe care noi nu prea vrem să-l vedem. Nu? Deci ca să te cunoști, ca să ajungi să vezi care este axul ființei tale. Și dacă te duci spre sport, înspre matematică, înspre astronomie, înspre niște șuguri, înspre orice altceva, ca să poți să știi cine ești și cum ești, eu cred că lectura este cel mai bun leac. Este și un farmec, te face să inspiri timpul lor plăcut, dar este și un farmacon, adică un leac. Te poți vindeca de singurătate, de îndoieli. Nu poți să știi dacă Dumnezeu există sau nu pentru sufletul tău decât prin lecturi, prin filocalii, prin paterii, prin sfinții păpăriți, prin Biblie, dar totul se face prin lectură. Eu mi-am interzis să vorbesc despre propria mea carte, pentru că am observat acest reflex al autorilor de a da ei indicații criticilor, cum trebuie să le înțeleagă cartea, cum trebuie să scrie despre carte. Mai mult, eu mi-am interzis să mă supăr pentru orice comentariu defavorabil a acestei cărți, tocmai pentru a nu ilustra postura acelor scriitori importanți, Mircea Cărcescu, de pe care sunt foarte afectați de orice critică și de orice obiecție pe care le-o faci. Adică, așa cum Nichita Stănescu avea o libertate nelimitată, de impresia că este un om care a avut o libertate nelimitată de a extinde barierele și marginile poeziei și ale expresiei. Așa cum eu însumi am ales eseul, care este specia cu cea mai mare libertate asociativă, pentru a aborda într-adevăr frontal problema Nichita Stănescu, așa și criticii noștri trebuie să aibă, se bucure de aceeași libertate nelimitată în a spune absolut ce cred ei despre o carte. Și autorul este dator să tacă asupra ceea ce a scris el. O carte, dacă este o carte bună, ea vorbește singură cu cei care o citesc. Mai mult, așa cum una dintre ideile mele, nu numai legătură cu Nichita Stănescu, este că în timp ce pentru unii critici propria critică este mai importantă decât literatura pe care această critică se aplică, altfel spus, Eminescu este un poet important pentru că a scris Maiorescu despre el, sau Rebreanu este un autor important pentru că a scris Lovinescu despre el, sau Mircea Cărcescu este un scriitor important pentru că a scris Nicolae Manolescu despre el, eu spun că lucrurile stau exact invers. Criticul este important în măsura în care recunoaște profilul major sau semnificativ al unui autor și al unui literatur. Cu alte cuvinte, Maiorescu este un critic important pentru că l-a recunoscut pe Eminescu. Lovinescu este un critic important pentru că a trecut peste teoria lui cu romanul Citadin și a elogiat Ion al lui Rebreanu. Și așa mai departe. Deci nu Nichita Stănescu este un poet important pentru că îi place lui Daniel Cristea Eneanche, ci eu sunt un critic important, spre deosebire de alții care nu sunt niște critici importanți, pentru că nu le-a plăcut Nichita Stănescu, pentru că vorbea un alt critic despre diferența dintre scriitorii, vârfurile scriitorilor, care nu mai sunt niște scriitori facultativi, niște lecturi opționale, și ironiza pe Eugen Barbu, căruia nu-i plăcea Goethe, nu-i plăcea Dostoevski. Deci nu poți să spui, dacă ești intelectual, nu poți să spui, nu-mi place Goethe. În momentul ăla te descalifici. Și Nichita Stănescu,
sentimentul meu este că dintre scriitorii români, Nichita Stănescu merge spre această zonă a imposibilității de a-l contesta și de a-l disloca în totalitatea acțiunii lui poetice. Adică mie poate să nu-mi plac anumite versuri și nu-mi plac multe versuri de Nichita Stănescu, dar este imposibil să nu-ți placă a 10-a elegie din 11 elegii sau să nu-ți placă poemele din Dulcele Stil Clasic. Și eseul meu merge pe acest aliniament, urmează această linie de creastă Nichita Stănescu și sper să facă un serviciu lui Nichita Stănescu, pentru că pariul de care ați vorbit, într-adevăr, acesta este pariul meu, ca oricine să poată să înțeleagă, după ce citește această cărticică, să înțeleagă din Nichita Stănescu mai mult decât înțelegea înainte. Pentru că și eu l-am avut în manual, în clasa 8-a, și nu înțelegeam nimic din el. Era o poezie prost aleasă din nou și era o poezie foarte dificilă. În manualul de clasa 8-a, la 14 ani, ce poți să înțelegi. Și mai mult, pariul este să înțeleagă oricine, indiferent de domeniul în care se află. Un inginer, un medic, un arhitect, un matematician. Și am reacții foarte bune de la aceste profesii. Doamnelor, domnilor, după această prezentare am să invit pe domnii Daniel Cristianache și Dan Cenichilescu să continue, cu permisiunea dumneavoastră, bineînțeles, dialogul din carte, aici, la Mizil. Ne întrebăm totuși, cine va pune întrebările de această dată? În primul rând să remarc că am slăbit față de momentul în care eram filmat la Cluj și vreau să vă mulțumesc și să vă mulțumim pentru onoarea extraordinară pe care ne faceți și vreau să-i mulțumesc încă o dată domnului Dance Mihailescu, care a avut generozitatea de a accepta această propunere a mea undeva în 2009 de a face o carte împreună. A răspuns imediat, fără ezitări, fără vedetismele vedetelor de 2 bani. Și cred că această carte este importantă și pentru el, așa cum este importantă și pentru mine. O să îl rog pe Dance Mihailescu să vorbească despre această carte și despre receptarea ei și critică și publică, pentru că eu personal, mergând în destul de multe locuri, am primit reacții foarte frumoase cu tineri sau mai puțin tineri, cititori din diferite generații care citiseră foarte atent această carte și știau în urma ei foarte multe despre Dance Mihailescu. Domnule Mihailescu, ați mai putea face o altă carte cu alte lucruri nespuse sau nescrise în aceasta. Vă rog să le spuneți celor care vă ascultă cum vă simțiți ca, nu numai ca autor, ci și ca personaj, ca protagonist al acestei cărți. Mai întâi să vă spunem bună dimineața. În al doilea rând să vă rugăm de iertare, pentru că simt că dumneavoastră, fiind aici majoritatea epigramiști, sunteți niște campioni ai laconismului. Eu sunt un logorei digresiv, tocmai din cauza că vreau să maschez bâlbâiala. Ați văzut destule lucruri serioase și vreau să vă descont un pic. Încep și eu totuși cu mulțumiri. Mai întâi, mulțumesc organizatorilor, mulțumesc că ne-au chemat, mulțumesc că vă aflați aici. În al doilea rând, mulțumesc celor care ne-au cazat la hotelul Seva din curtea MFA, care nu e Ministerul Forțelor Armate, ci Mechanical Factory of Armament. Nu știam ce să faci armament, dar
simțit. Dintr-o dată m-am făcut drept și am salutat. Și tot în hotelul Seiva, cred că stați în același loc, nu? Dar nu știu unde stați la profesor, dar când te scoli și te uiți în oglindă, vezi deasupra ei un înger cu lăuta. E, să vezi într-un hotel un înger cântând la lăută, e un lucru extraordinar. După care, you made my day, cum se spune, mi-ați făcut ziua luminoasă, când am deschis șifonierul, am văzut două feluri de umerașe. Umerașele sunt sexualizate aici. Sunt două umerașe albe pentru bărbați, numai două, și patru umerașe roz pentru toate. Asta dintr-o dată m-a bine dispus, este extraordinar. Și în al treilea rând, a treia mulțumire, este să vă mulțumesc pentru că râdeți. Observați că noi trăim de aproape 100 de ani un derby, parcă ar fi Conex cu Orange și Steaua cu Dinamo, există un derby între Eminescu și Caragiale. Întotdeauna întâlnirile cu profesorii, cu elevii, să vor sobre, să vor închise la haine, la patru oace, de la Nistru până la Tisa, tot românul prinsul Isa, că nu mai poate răzbate de atâtea străinătate, lumea se face serioasă, la Caragiale, dintr-o dată, nu ajungem, pentru că nu dă bine la lume. Ori epigramismul, felul dumneavoastră de a fi, seara superbă de aseară, în care știu că trebuie scurt, probabile, toată lumea a recitat și a fost un râs atât de plăcut împreună. Ne-am recitat iarăși O țară tristă plină de umor. Și vă mulțumesc foarte mult că sunteți oameni descruntați, că prea suntem încruntați, nu suntem numai dezbinați, ne urâm, avem o furie autodestructivă și un masochism național, o plăcere îngrozitoare de a returna haznaua în cap. Ei bine, eu vă invit și pe dumneavoastră să încercați ceea ce încerc eu de o viață, să nu-i mai vedem în disjuncție pe Caragiale cu Eminescu, să detectăm zonele de eminescianism din Caragiale, Grecoteiul le avea, și să decriptăm zonele de caragialianism, de ricăventurianism din Eminescu, care există. Eu cred că între Hiperion și ricăventurianou, profesorii, dacă au vocație, trebuie să facă legături, nu disjuncție. Și deci trebuie să fim oameni ai prefixului re. Recoagulare, reumanizare, recreștinare și nu ai prefixului dez, care domină ziua noastră, dezbinare, destrămare, deconstructivism, desfigurare, dezumanizare. Și toate astea se pot face prin râs. Râsul nu este ceva disolutiv, ceva coroziv, ceva destructiv. Râsul este ca o cămașă de aloie, ca o mesadă ignifugă, te apără de foc. El este cel care plămădește, încălzește, însămânțează. Râsul nu distruge, râsul coase și adună la o altă. Ori asta, pentru un dascăl, este, cred eu, vocația și misiunea principală. În rest, de cartea noastră, nu vă spun decât că astăzi am aflat și eu care 308 pagini de la dumneavoastră și deja mă îngrozesc și închei. Închei numai cu un singur lucru. Poate că titlul adevărat nu trebuia să fie Cartea ca destin, ci Ca cartea ca de destin. Mulțumesc! Dacă sunteți bun, domnul director mi-a adus aminte că aseară am spus ce le-am spus elevilor de la Jean Monnet, liceu care este high life, top, copiii au mașini 4x4, schimbă merțavul cu cipanul, 3 telefoane pe X, parai la snooker seara. Și unul de seara mă întreabă, zic, domnule, noi nu citim, domnule, nu ne trebuie, domnule, ce chestia asta cu lectura, domnule? Și zic, domnule, zic, într-adevăr, eu am făcut un volum colectiv cu 20 de ștapi, baștani din cultură, care se cheamă Cărțile care ne-au făcut oameni. Zic, dar să știți că ne-au făcut oameni nu numai la figurat, ci și la propriu. Voi vreți bani, nu vă interesează lectura, cultura, mă lași.
plus bani, plus poziție socială. Ia uitați-vă, dumneavoastră, cum se trăiește din cultură. Gabriel Liceanu conduce un BMW de 50.000 de euro, Ana Blandiana e tradusă în 50 de limbi și umblă 20 de sărbani pe banii lor, Cărtărescu este la un pas de premiu Nobel, Pleșu este plătit de Messerschmitt în Germania, face Necu și suma, dacă în România au fost în 60 de ani, doi oameni, sau mă rog, trei, am spus-o, da, pe regele Mihai, las de-o parte, dacă au fost într-o jumătate de veac, doi oameni care au apărut, bâlbâiți fiind, aproape zilnic la televiziune, apoi a fost Ceaușescu și eu. Deci, așa aplauze am avut și acolo. Cartea se face eu. Cartea se face eu. Așa că uite, bâlbâiți și fei de deveni. Mulțumesc. Aplauze erau pentru dumneavoastră, nu și. Ce l-am întrebat eu pe Dance Mihailescu și ce a răspuns el. Așa a fost și în carte. Eu îi puneam o întrebare, după care autorul și naratorul și protagonistul, deci toate cele trei instanțe narrative, se dezlănțuiau și desfășurau împreună câte un fir existențial, biografic, bibliografic și formativ. Dance Mihailescu, ați văzut și acum, a vorbit destul de mult despre ceea ce înseamnă lectura pentru un om, pentru un copil, pentru un adolescent și chiar pentru cei din generațiile mai vârstnice care au acest minunat viciu nepedepsit încă, care este lectura. Dar putem observa totodată ce înseamnă scrisul pentru un om. Ce înseamnă să fii scriitoring, cu termenul creat de Dance Mihailescu prin analogie cu ornitoring, adică o creatură din aceasta ciudată. Eu încerc să-mi amintesc cum arată ornitoringul, dar parcă are un cioc, are labe, are de toate, are de toate ornitorincul. Scriitorincul Dance Mihailescu nu are mai puține decât ornitorincul. Are o extraordinară bogăție interioară și știe să se bucure morocănos, oximoronic, de fiecare întâmplare prin care a trecut și în care descoperă, ca orice scriitor adevărat, ca orice scriitoring, descoperă o semnificație. Astfel că oriunde deschizi această carte, dai peste câte o secvență care te face să te gândești, te face să spui probleme, te face să te proiectezi într-o anumită experiență umană și socială și politică și istorică și morală, dacă nu e prea desuet acest termen. Da? Nu, n-am terminat. N-am terminat. E mai tânăr, durează mai mult. Și mai e un lucru pe care aș vrea să accentuez, pentru că ne-am cam obișnuit să folosim alibiuri, scuze și pretexte pentru nerealizările, pentru eșecurile, pentru înfrângerile noastre sau chiar pentru incapacitatea de a purta o luptă pentru ceva. Și foarte mulți, înainte de 90, dădeau vina pe Ceaușescu, iar după 90 au dat vina în ordine pe Iliescu, pe Emil Constantinescu, pe Traian Băsescu și acum vor da vina pe Iohannis pentru tot ceea ce li se întâmplă lor rău și negativ. Și eu vreau să spun un lucru care se vede cu ușurință. Că un om ca Dance Mihailescu și ca ceilalți din generația strălucită a generației 80 sunt niște oameni care, pentru care Revoluția din 89 a venit ca un reper care le-a împărțit viața în două și ei au reușit să facă foarte multe lucruri și înainte de 90, într-o
dictatură oribilă, după 90, într-o democrație extrem de veselă. Deci, până la urmă, nu omul este sub vrem, ci realizările se pot face în orice context și în orice condiții. Îl aplaud pe Dance Mihelescu pentru această performanță de continuitate pe deasupra contextelor sociale, istorice și politice. Și vă mulțumesc pentru atenție. O reală plăcere să vă ascultăm. O reală plăcere să vă ascult și sunt sigură că sunteți în asentimentul meu. Daniel Crista Enache și Dance Mihelescu, niște oameni cărora eu personal țin să le mulțumesc pentru că încearcă să ne învețe să trăim frumos și curat, încearcă să ne învețe ce este umorul fin și de calitate. Important este ca noi să învățăm la rândul nostru să culegem din spusele domnilor ceea ce trebuie. Mergem mai departe. Învățământul mizilean a avut mereu relații strânse cu Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu Inspectoratul Școlar Județean Prahova, cu Casa Corpului Didactic Prahova. Îl invit așadar la microfon alături de mine, pentru început, pe domnul profesor de istorie, inspectorul minister, fost elev al liceului și mizilean deopotrivă, domnul Doru Dumitrescu. Vă rog, domnule profesor. Mulțumesc! Mă uit prin sală și văd că suntem trei din Ministerul Educației, colegul meu de la Învățământul Superior, domnul profesor Șonea, colega mea de departament, Steluța Dan, inspectorul general de geografie. Dar aș dori astăzi să fac un remember, să facem câțiva pași în trecutul acestui oraș, pentru că ceea ce vreau să vă prezint este de fapt un moment nu de istorie, ci un moment de istorie literară. Eu nu sunt istorie literară și nu mi-aș dori să fiu istorie literară. Eu fac istoria mare, care cuprinde și istoria literară. Mă rog, mă ocup, nu înseamnă că o fac. Și, dar acest moment, zic eu, are o notă de inedit. Este inedit prin sensul că probabil mulți dintre astea n-ați auzit de această poezie pe care am să vă prezint. Probabil că o să și ghiciți cel care a scris-o. Ce este legat însă de un moment de istorie din istoria noastră a Mizilului. Mizilul este urbă veche și e veche de secol XVI, început de secol XVI, amintit încă o dată la sfârșitul secolului al XVI-lea, înainte de Ploiești, care este amintit într-un crizor de a lui Mihai Viteazu, dar amândouă sunt legate într-o formă sau altă de Mihai Viteazu, partea de sus a orașului Fefeleiu, ca și Ploieștiul, sunt legate de două documente domnești prin care se creează acel oraș de față. Sunt în proprietăți niște capitane lui Mihai și creează Fefeleiu, iar Ploieștiul este ca un sat domnesc. Este prin diverse, pe cursul istoriei, acest oraș Esteu, cum era numit Esteu, Esteu, după care trece Stău, ajunge în proprietatea lui Brâncoveanu, ulterior urmașa lui Safta Brâncoveanu vinde lui generalului Mavros, undeva în Mizil, unde este acum policlinica și unde este lângă liceul Tasie Dumitrescu, exista o grădină mare care se numea Grădina Mavrului și pe care odinioară cei care locuiau în această mică localitate se plimbau, erau fel de parc. Și trecem mai departe, Mavru își dă această moșie fiicei sale care se căsătorește cu mare moș, boier și apoi moșier din familia Cantacuzi, Ioan Cantacuzi, de numele care se leagă realizarea bisericii care urmează a văzut în centru și care face un lucru deosebit. În 1866 orașul arde aproape trei sferturi din el, așa cum fusese focul mare în București în 1847, în martie, arde și el, dar face un lucru deosebit și anume acela că mizilenii care aveau embaticare, adică practic proprietatea aparținea lui Ioan Cantacuzi, nu îi stăteau cu chirie, reușesc să își recupereze pământul, le plătesc practic să devină practic proprietarii pământurilor pe care aveau locul de casă, că de fapt asta însemna, sau mă rog, locurile pe care aveau prăvălile și orașul devine un oraș liber, se organizează ca atare și încep să-și organizeze o formă de organizare, deci primărie și practic aici vrea să mă opresc la mine la primarii vechi orașului nostru. Orașul nostru are mai mulți primari
categorii, sunt convins că dumneavoastră știți pe Leonida Condescu, măcar Leonida o spune ceva. Tatăl său fusese și el primar, Costică Condescu, era cel care tratase cu Ioan Cantacuzino ca Mizilul să devină un oraș liber, o localitate, de fapt că nu era încă oraș, o localitate liberă. Iar Leonida Condescu, primarele nostru, pe la 1895, datele aici diferă, cred să, vrei să cred pe tu, să merg pe mâna profesorului Bulev, adică din 1898, până în 1905, este practic legat și știți foarte bine dumneavoastră din lucrarea lui, mica bijuteria lui Caracciale, o zi solemnă. Probabil că o să spuneți că este legat și de Leonida, până Leonida față cu reacțiunea. Teoretic nu. Pentru că în momentul în care Leonida Caragiale a scris această bijuterie, până Leonida față cu reacțiunea, în 1880, Leonida avea 15 ani și vă spun cu siguranță că Caragiale nu-l cunoștea mai târziu. Dar, așa cum spuneam și cu altă ocazie, apropo de domnul Goi, că ar fi plecat din Vizil, istoria infirmă ceea ce istoria literară a dorit să fie confirmată. Bun. Leonida este vestit prin multe. Este și caragiozlăcul, de fapt, zilei solemne, dar el pune foarte mult suflet în acest oraș, creează, pietruiește orașul, asfaltează, face subscripții și totuși una peste alta se duce în intervii la rege. Este adevărată ceea ce a preluat Caragiale într-o zi solemnă. Dorește și se aduce de regimentul 72 infanterie care se va face cunoscut în primul război mondial, iar un alt mare primar al Vizilului, poate unul dintre cei mai mari în perioada anterioară comunismului, Spirache Anastasiu, îi creează acel monument pe care dumneavoastră l-aveți în centru și l-ați văzut celor care au căzut și au jertfit în primul război mondial. Leonida Condescu își împarte în deci n-a fost întreaga perioadă primară și împarte primariatele sale, este practic presărat de un alt primar liberal de data aceasta, care probabil a mai lăsat o urmă în Izdil, și anume Plutarh, așa se numea, Plutarh Mareș, așa știe și domnul Bădicioiu, care a mai avut o rudă care s-a numit Bazileus Mareș, care și el a fost primar. Dacă Plutarh Mareș a rămas, probabil că mai, nu știu dacă mai este domnul primar, poate să-mi spună clădirea în care a stat la intrarea în Izdil pe stânga, unde a fost Sediul CAP-ului, mai există? Mai există, probabil. Așa. Bazileus Mareș sau Vasile Mareș, hai să-l luăm pe românește, este cel care a creat primul teatru în Mizil și să știți că la influența lui Caragiale, foarte important, teatrul vechi din Mizil nu mai există. Este fost un cinematograf dărâmat apoi în anii 80, dacă mă înșel de Ceaușescu și s-a construit un bloc anos, dar mă rog, asta este. De ale lui Ceaușescu. În sfârșit, este import. Plutarh Mareș este însă, face obiectul acestui, și de-aia am vrut să ajung la el, am luat-o pe o politică ca să ajung la ceea ce doream, și anume face obiectul acestui, dacă vreți, poezii pe care am să vă citesc, pentru că trebuie să-mi pun ochelari, că nu mai merge altfel, și în care sunt convins că pentru unii dintre dumneavoastră are o doză de inedit. Permiteți-mi să o citesc și să vă întreb la sfârșit dacă ați recunoscut stilul și cu ea aparține. Poezia se numește Stihuri groaznice, scandal la Mizil. O, tu, Mizil, celebre urbe, acum iar te-ai feștelit, că vești urâte rușinoase prin poștă astăzi ne-au sosit. Tu, urbe care odinioară, pierdută în colțul tău obscur, nu însemnai nimica poate pe acest pământ ingras și dur, tu, urbe mică altădată, azi ai văzut cu ochii visul și acum disprezi pe harta lumii întâietatea cu Parisul. De ce atunci permiți Mizile și n-ai ambițiu să ascuns ca cinsta să-ți o profaneze atâția zbiri în curții munții? De ce permiți domnului Mareș, și vorba de Plutarh Mareș de care v-am povestit, ce face astăzi pe primarul ca în ziua în amiaza mare să iasă în drum să dea cu parul? De ce lui n-ai zis Popescu, ce astăzi este polițai, Mizile tu-i permis să bată și apoi tot el să strige vai? De ce, Mizile dragă, de ce îndurtești acum festul? Acum, tocmai când oprește în stația Mizil Expressul. Știți că una din dorințele, este și într-o solemnă a lui Caragiale, la Leonida a fost să oprească Expressul către Breslau, Berlin, de fapt, via Mizil și dorință care a și fost, mă rog, între altele recunoscute. Cui credeți că aparține această poezie?
Exact, poezia este a lui George Ranetti, apărută în epoca, sunt sâmbătă 12 aprilie 1903, nu este niciuna dintre volumele lui de poezie, cele 5 pe care au avut la dispoziție, dar este legată de un eveniment electoral. În 1903 au avut loc alegeri în țara noastră, perioada înainte de 1916, alegeri în urma căreia au ieșit învingători liberali. Și conservatorii, așa cum erau alegerile respective, s-au terminat prost, în sensul că cu bătăi, cu sparge, și așa mai departe, când se făcea votul cenzita, erau foarte puțini alegători. Și atunci, nemulțumit, George Ranetti, care pe vremea aia servea la ziarul Epoca, ziarul Fâca este ziarul lui Nicolae Filipescu, fruntaș, conservator, vicepreședinte al partidului meu, ministru în patru rânduri, primar al capitalei, pe care noi ai bucureștini, mă rog, care suntem bucureștini, ar trebui să-i aducem un omagiu, pentru că de numele lui se leagă mai multe lucruri chiar decât al lui Pache Protopopescu, de care tot n-am amintit. E adevărat, fusese consilier lui Pache și învățase mult acest băiat de viță veche din secolul XIV ca familie, care a făcut patru bulevarde, nu unul ca Pache, bulevardul Colța, pe care astăzi numim și Brătianu și așa cum se numește, deschis Brăianu, Lascăr, Catarciu, bulevardul Splaiul Independenței, bulevardul Regina Maria, aparțin lui Filipescu și lui Pache și multe altele, tramvaiul electric, gara, mă rog, Hala Traian, care astăzi încă se mai păstrează, vă dau câte elemente care le mai puteți vedea în București, școala de lângă actualul muzeu al Țăranului Român, antrepozitele și multe, multe alte, aparțin acelui primar minimos, total dezinteresat, și a cărui casă se păstrează astăzi, văd că statul român a închis-o, este văd ambasada americană în spatele lateral intercontinental. El îl angajease pe acest, îl angajease pe Ranetti, probabil și la intervenția lui Caragiale, pentru că Caragiale conducea epoca literară la 1895. Și atunci, acest corespondență l-a făcut pe Ranetti, care trebuie să scria săracul pe unde a apucat la un moment dat și a creat și propriile reviste, cum bine știți, istorice literari, să scrie și să apere interesele conservatori. De altfel, politică va face și Caragiale, intrat în Partidul Italianesc în 1908. Bun, aceasta am vrut să spun și aș încheia tot cu niște cuvinte ale lui Ranetti, care mi se par poate edificatoare, mă scuzați până îmi găsesc hârtiuțele, edificatoare și care sunt duioase și care probabil că ar trebui publicate. Nu facem pentru orașul ăsta. Există câteva, ne-am plâns că n-avem istorie ale Miziului. Adevărat, n-avem istorici, profesorii, profesorul meu, Nistor, profesorul Panait, Mihai Apostol, au scris ceva despre Mizil, mă rog, cu anumite limite, dar există istoriile lui Isaia Georgescu, există memoriile lui Spirache Anastasiu și așa mai departe, care cred eu că ar putea să facem un efort ca să le publicăm. Iată ce spune în 1908, în Furnica, George Ranetti, amintindu-și de orașul lui. Sărmanul Mizil, așa penetreb lovit de discreditul zeflembelelor legendare ale ajutor, pentru mine constituie cea mai mare injustiție a secolului, ponosurile ridicole ce se pun în seama pietei noastre umbre, sub al cărui cer, așa de minuscul ce îți dă mai mult impresia unui decor de teatru decât a unui cer natural, am încercat întâile și cele mai mari bucurii și dureri. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, domnul Dumitrescu. Mergem mai departe. Îl chem alături de mine pe domnul profesor universitar dr. Alexandru Șonea, absolvent al Liceului Grigore Tocilescu de aici, din Mizil, în prezent președinte al Senatului Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București. Bună ziua, bine ați venit! Vă rămânesc microfonul. Stimat auditor, este un privilegiu pentru mine că astăzi am șansa și posibilitatea să fiu alături de cei mai titrați poeți, scriitori, epigramiști și nu numai. Poate vă întrebați ce caută un medic veterinar la Mizil. Eu trebuie să recunosc că sunt absolvent al acestui liceu și sunt mândru că am făcut studiile aici, având profesori de marcă care ne-au îndrumat și ne-au călăuzit pașii pe căi diferite, de la istorici, la filologi, medici și așa mai departe.
pentru că nu vreau să fiu prea lung și după ce colegul și prietenul meu, Doru Dumitrescu, a făcut o scurtă istorie a orașului Mizil, cred că misiunea mea este mult mai ușoară. Eu mă aflu la Mizil, pentru că, așa cum spunea domnul Mihăescu, mă simt bine la Mizil, mă simt în pielea mea. În același timp, eu mă simt la Mizil pentru că astăzi poate să fie o terapie prin râs. Și atunci e păcat să nu profiți de o asemenea zi pe an când poți să-ți încarci bateriile și să-ți ajungă până la sfârșitul anului, dând la o parte toate gândurile mai bune sau rele. Eu sunt cel care, alături de medici umani, reușim să diagnosticăm, să prevenim, să tratăm și în același timp reușim să facem o singură sănătate prin siguranța alimentară și siguranța omului. Două concept, One Health. Eu sunt acela care, alături de colegii și prietenii mei din orașul Mizil, am reușit să demonstrăm că la Mizil s-a făcut școală și încă se mai face. E un privilegiu ca o dată pe an și Republica Moldova să aibă șansa să poată veni la Mizil pentru a întregi și pot să spun că recent m-am întors de la Chișinău, unde împreună cu alți colegii mei am participat la doctor abilitat, o problemă mai delicată pe plan local, prin care cu multă divăcie am reușit să o rezolvăm punând realitatea și legislația europeană pe masă. Pentru toate acestea, și ca absolvent, doresc să mulțumesc profesorului, organizatorilor, dumneavoastră, toți cei care sunt aici, și dacă cumva am făcut unele greșeli, veterinarii uneori mai și greșesc, știți, de aceea pacienții noștri uneori mai și mor. Vă mulțumesc! Și noi, domnul profesor Alexandru Șone, iar noi mergem mai departe cu un alt invitat pe care am să-l invit alături de mine. Un invitat care reprezintă Inspectoratul Școlar Județean Prahova. Este vorba despre domnul Nicolae Angelescu. Vă rog, domnule inspector, mulțumim deopotrivă și domnului inspector general Petre Năchila. Am înțeles că domnia sa este bolnav, îi urăm multă sănătate, nu a putut să fie astăzi alături de noi. Vă rog, domnule inspector. Mulțumesc frumos, bună ziua. Sigur, trebuie să vă mărturisesc că în momentul de față mă simt mai apropiat de organizator și de aceea aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Este o adevărată onoare pentru noi, ca într-o unitate de învățământ în județul Prahova, să avem astfel de invitații, astfel de oameni de valoare. Sigur, de ceva timp se petrec astfel de fapte, s-a declanșat acest fenomen cultural de la Mizil și nu putem noi ca instituție decât să-i felicităm pe colegii noștri și să-i sprijinim. Sigur, am aflat și probabil că știați că ați venit la 8-a ediție, colegii spuneau că se pregătesc de un examen, trebuie să vă mărturisesc că împotriva tradițiilor de ultim moment, nu s-a făcut nicio simulare. În urmare, ca să depășim momentul, noi ne propunem, suntem totuși la Mizil, facem întâi examenul, iar peste două săptămâni o să facem simularea, să vedem ce este. Sigur, prin modul în care s-au desfășurat lucrurile la cele 7 ediții, și așa cum am debutat astăzi, sunt convins că și ziua aceasta va fi o zi de sărbătoare a culturii. O zi a culturii naționale. Pentru că nu suntem foarte departe de 15 ianuarie, atunci când am sărbătorit Ziua Culturii Naționale și am reamintit că sunt 165 de ani de la nașterea lui Eminescu. Să reamintim că sunt 165 de ani de la nașterea lui Grigore Tocilescu și totodată 140 de ani și de la nașterea lui George Ranetti, care a fost evocat aici. Sigur. Se întâmplă foarte multe lucruri bune. Sperăm că toată această tradiție să continue și aș vrea să puntez aici, pentru că sunt și profesor de matematică și președintele Societății de Științe Matematice în Prahova.
să remarc și să salut prezența matematicienilor noștri, membrii ai Societății de Științe Matematice, și să mă bucur că de câțiva ani această prezență este constantă și le mulțumesc foarte mult pentru prezență. Sfântul Vasile cel Mare, unul dintre cei trei ierarhi care a fost omagiat ieri, spunea că Dumnezeu nu se uită atât la fapte, cât mai mult la dragostea cu care au fost făcute. Există lucruri mari, dar cu dragoste puțină, dar și lucruri mici, cu dragoste multă. Cred că aici avem de-a face cu un lucru mare, cu dragoste mare, un lucru în care nu este posibil decât datorită acestei dragoste și pasiuni pe care colegii noștri au pus-o și care, iată, este contagioasă, pentru că constat că mulți dintre noi ne-am adăugat în acești ani și refuzăm să nu mai venim. Chiar dacă uneori vremurile, dar și vremea, așa cum a fost anul trecut, nu ne-au fost priamice. Și aș încheia tot cu un citat din Vasile cel Mare: fericiți cei ce nu gândesc rău, fericiți cei ce fac bine. Vă mulțumesc frumos, să aveți o zi frumoasă. Mulțumim și noi, domnul inspector Nicolae Angelescu. Chem alături de mine o doamnă dragă sufletului meu, sigur nu se va supăra că am numit așa, o reprezentantă la fel a Inspectoratului Școlar Județean Prahova. Colaborarea școlii cu departamentul responsabililor de proiecte din cadrul Inspectoratului Școlar Județean a fost una excelentă. O invit alături de mine pe doamna Cristina Petre. Domnia sa ne aduce și soarele care tocmai a apărut. A debutat ziua aceasta cu o ploaie torențială. Iată că acum a răsărit soarele, zici că e în sfârșit de ianuarie, așa, care parcă aduce primăvara. Vă rog, doamnă. Mulțumesc. Bună ziua. Întâi să vă spun că sunt onorată să fiu în fața dumneavoastră și în același timp surprinsă. Nu știam că sunt pe ordinea de zi, având în vedere că domnul inspector general a luat cuvântul pentru instituția pe care o reprezentă. Eu sunt, cred că, cea mai fericită din această adunare și an de an încântată, deoarece acest proiect se află în calendarul activităților educative naționale, pe care eu, la nivelul inspectoratului, îl coordonez. Și ori de câte ori, la inspectorat, la minister, trebuie să dăm o raportare asupra activității educative, eu fiind inspector educativ, mă mândresc și de fiecare dată această activitate este prezentată colegilor mei din țară ca un exemplu de bună practică, pentru că aici, dincolo de profesionalism, dragostea cu care este organizat acest eveniment, dragostea cu care dumneavoastră participați, crește valoarea evenimentului. Vă mulțumesc, vă urez o zi minunată, încărcată de soare, dragoste, să vă întoarceți acasă încărcați, pozitiv și mult mai fericiți. Mulțumesc! Mulțumim și noi, doamna inspector Cristina Petre, alte două persoane care, din păcate, nu se află astăzi alături de noi fizic, dar cu siguranță, cu sufletul, sunt aici. Este vorba despre doamna Mariana Cazacu, partener constant al festivalului din partea CCD Prahova, și domnul Gheorghe Matei, mizileanul Gheorghe Matei, prezent la festival aproape la toate edițiile, în calitate de inspector școlar general și prieten al liceului Grigore Tocilescu, al cărui absolvent este. Iar noi mergem mai departe. A venit momentul să intrăm în lumea epigramei, un univers în care, ca la Junimea, intră cine vrea, epigramistul, și scapă cine poate. Dăm cuvântul epigramiștilor și am să-l invit alături de mine pe un amiral al epigramei românești. Sper că nu exagerez cu nimic, sunt sigură că nu exagerez cu nimic. Este vorba despre domnul Ananie Gagniuc. Vă rog, bine ați venit alături de noi. Săruna, săruminile doamnelor, bună ziua domnilor. Vreau să vă spun că la școală profesoara întreabă elevi ce înălțime are școala. Toți calculau cu Gigel cu mâna sus, Gigel. 1,67 m de școală. Păi de unde știi? Păi până aici mi-a ajuns. Și l-am întrebat pe distinsul profesor Ștefan Casimir. Cum se pune accentul corect? Profesor sau profesor? Mi-a zis că ambele sunt valabile și am zis că nu e adevărat. În țara noastră nu se pune accent pe cadrele didactice. Avem
o piadă de mari epigramiști, șacalii umorului din țară, și trebuie să se pregătească cu câte două epigrame, am înțeles, Vasile Manole, Cătălina Urșivski, Elena Leah, Sorin Cotlarciuc, Mihai Haivas, Alexandru Țiclea și final îi invit afară pe Florin Lotaru, Gărta, Petru și Nicolae Bunduri. Pentru o surpriză, am înțeles, să iasă afară. Nu? Eu atât am de spus, vreau să spun că eu și actuala mea soție, viitoarea mea văduvă, deținem secretele unei căsnicii trainice. De două ori pe săptămână mergem la restaurant, eu merg marțea vineri, dormim în patru separate, eu la Constanța, ea la Vizil. De câte ori ieșim în oraș, o țin de mână, dacă nu o fac, începe să cheltuiască. La aniversarea zilei de căsătorie mi-a zis, bărbate, după și tu undeva unde n-am fost de mult și am dus-o în bucătărie, s-a plăs că în bucătărie are un mixer electric, un aragaz electric, un cuptor electric și n-are mult să stea și a cumpărat un scaun electric. S-a plâns că mașina nu mai merge, că are apă în carburator. Și unde-i mașina? Zice, într-un lac. De trei săptămâni nu vorbesc cu ea, că nu îndrăznesc să o întrerup. Și final, la început, Dumnezeu a făcut lumea și s-a odihnit. Apoi a făcut bărbatul și s-a odihnit. Apoi a făcut femeia și de atunci nimeni nu s-a mai odihnit niciodată. Vă mulțumesc și invit pe epigramiști. Da. Vasile Manole. Locul 3. Nu-l spun eu. Premiul Agata Bacovia, vă felicităm pentru acest premiu, diploma mai târziu. Acum epigramele, vă rugăm. Pentru tema impusă Mizil. Nemuritorii din Mizil. Romeo și cu Julieta. Ranete, Mișu și Cuveta sunt un vintet de nume grele ce fac din zilul de cinstele. A spus numai două, da? Da. Deconspirare. I-a tras soții un perdaf când în pate l-a găsit dezbrăcat sub un cerșaf un amant acoperit. Cătălin ridică volumul și invităm pe cei care s-au pregătit special într-o ordine întâmplătoare, Noa Valorii, Nae Bunduri din Brașov, dă drumul la muzică, Nicolae Rotaru din Buzău și Ioan Petru Gârda din Cluj. Vă rugăm! S-a dorit președinte, pe domnul Dan, un om cu minte, eu îl respect în toate cele, iar de-o să ajungă președinte, i-a duc elogiile mele. Pușcă și cureaua lată, spața mea înfierbântată, mi-amintește uneori ce bărbat ai fost odată, sau de maxim două ori. La mormântul soacrei, zace aici soacra mea, până ieri mereu prezentă, a avut o viață grea, dar o moarte excelentă. O zi solemnă, cu soacra mea, femeie demnă, când la sarcâmi dădeau lăstarii, am petrecut o zi solemnă, plângeau pe rupte și grobari. Mulțumesc! Aventuri cu Romeo și Julieta la Mizil. Când făceam cu un personal naveta, la Mizil s-o văd pe Julieta, mi-a șoptit Romeo între vagoane, scoate portofelul, Barosane. Asceză.
când o ispită dulce femeiască îmi iese în drum cu un evident motiv, mă rog la Dumnezeu să mă întărească, dar iau și o Viagra preventiv. Influențat de vremea de anul trecut, am trimis la concurs un madrigal pentru Muzileni. De ce fac Muzileni în festivalul iarna? Aici e clar că iarna nu-i ca vara. E viscol, e zăpadă, e polei. Deci cheamă umoriști din toată țara, de-ai dracu, să mai sufere și ei. Mireasă furată. Am tras de Julieta mea cu dinții și în fine am furat-o pe înserate. Au vrut să ne împiedice părinții, dar nu au fost pe fază, din păcate. Festivalul ca un magnet. Știind că drumul e un chin, prea grijulia nevăstuică m-a tot rugat să nu mai vin. Și totuși vin. Și totuși țuică. Continuare epigramiștii veniți, unii de la muzeul lui de la Vama, numită Cătălina Orșivski și așa mai departe, îi prezinți tu, te rog frumos, pe ceilalți. Poftim, Cătălina. Mulțumesc. Prima greșeală. Când izgonit din rai a fost Adam, pe Eva să o ia a avut ideea, dar minte de avea, măcar un dram, luat-o traiul și lăsa femeia. Utilitatea bețelor pentru unii. Chestiune de adaptare să mănânci cu bețișoare. Dar mulți oameni, din păcate, știu că-s pentru pus în roate. Mulțumesc! Doamna Elena Leah. Este? De câte feluri sunt femeile? Le împart amicii întrebați, în tinerele și slăbuțe, în tinere, dar mai plinuțe, și vai ce bine arătați! Efectele vinului. Când soața ai spus-i cătrănită că a fost la crâșmă, la jidvei, i-a spus cu limba împleticită, vorbiți pe rând, nu toate trei. Vă mulțumim. Întura următoare. Ne supunem regulilor. Academicianul Solomon Marcus, pentru a treia oară la Mizil în ultimii 4 ani, a anunțat o prelegere dedicată cui altcuiva, dacă nu umorului, dar dintr-un unghi relativ nou, generat probabil de odioasele crime care au avut loc recent în Franța. Chem alături de mine așadar pe domnul Solomon Marcus. Poate vorbi de acolo. Da. Și o să-i dau... Da, aveți microfon, da, în regulă. Da, da. În cele câteva prezențe ale mele... Nu e funcționat? Am fost de 3 ori aici. Și propunerea mea, pe care am tot repetat-o, a fost să nu ne mulțumim doar cu sloganul actual care pune accentul pe epigrame, să vrem mai mult, să transformăm această zi într-o dezbaterea asupra stării umorului în România. Pentru că aceasta este o problemă foarte importantă a culturii și a societății românești. Parțial se întâmplă acest lucru și prezențe ca cele de azi ale lui Dan Ce Mihailescu și Daniel Cristea Enac este înscriu
evident, de la această revendicare, dar încă nu e suficient. Și de aceea ne-am propus acum să discut mai sistematic umorul dincolo de divertisment. Vedeți? Există tendința de a se transforma chiar acest festival de la Mizil într-un divertisment. Vă las la dumneavoastră să discerneți care sunt elementele de cultură și care sunt elementele de mai puțină cultură în manifestările acestui festival. De altfel, este foarte răspândită părerea că locul principal al umorului ar fi în cadrul divertismentului. Fiecare domeniu, fiecare profesie beneficiază de o anexă de genul matematică distractivă, chimie distractivă, există un umor medical, un umor juridic, puzderie de anecdote pe seama oamenilor de știință distrați, de întâmplări hazlii avându-i ca victime pe militari sau pe polițiști, de ironii la adresa oamenilor politici și așa mai departe. La fel cu relațiile profesor-elev, părinți-copii, soacre-nurori, etc. Umorul ca rubrică în publicațiile mondene, în presă, în almanacuri, în emisiunile de radio și televiziune, în special în weekend, este tradițional o modalitate de a-i scoate pe oameni din plictiseală, pe o cale care să nu le pretinde eforturi intelectuale deosebite, nici să nu presupună prea multă cultură. Totul să se petreacă agreabil, cât mai plăcut. Dar chiar și rămânând pe teritoriul divertismentului, de ce oare în situații ca cea recentă a nopții de Revelion, televiziunile noastre nu sunt capabile să prezinte un umor al zilelor noastre și recurg cu precădere la reluări din urmă cu 10 de ani cu aceeași Dem Rădulescu, Toma Caragiu și Puiu Călinescu? De ce oare revistele specializate în satiră și umor rare ori nimeresc lucruri de calitate? Să fie oare realitatea zilelor noastre mai săracă în substanță comică? Ei bine, nu. Există și umor de calitate la unele televiziuni. Răspunsul e categoric deci negativ. Și voi da două exemple de reușită. Emisiunea Dalelui Mitică dintre canalul 2 al televiziunii române reușește de cele mai multe ori să prezinte un umor de calitate al vieții rurale, al vieții autentice, nu fabricate, ca în cele mai multe cazuri. Un umor uneori amar, alteori ironic, alteori mucalit, de simpatie, de cele mai multe ori din fiecare dintre acestea câte ceva. Oameni autentici, totuși prea des, niște apă nu putem avea aici, un pahar cu apă. Oameni autentici, totuși prea des implicați în conflicte derizorii. Acel bărbat înalt, cu mustață și cu pălărie neagră, căruia nu am reușit să-i aflu numele, poate îl spune cineva, și care trimis la televiziune reușește să-i convingă pe interlocutorii săi că este unul de-al lor și că îi se poate stăinui cu tot ce au pe suflet. Mi se pare a fi un extraordinar de talentat actor, generator al unui umor sănătos, rar întâlnit. Îi exprim admirația mea. Un al doilea exemplu este emisiunea Râs și Câștigi a lui Dan Fințescu la Prima TV. Ideea sa de a prezenta scene din lumea jucăușa bebelușilor, uman sau ale altor mamifere, strânește hohote de râs sănătos și ne atrage atenția asupra acelui umor pe care îl generează lumea vârstelor inocente. Un mod de a nu ne rupe de propriul nostru început de viață. Evident, ne aflăm la capitolul umorului involuntar
Și este important să conștientizăm că și noi, la vârsta adultă, putem genera, precum dedelușii, umor involuntar. Dar și când se întâmplă ca divertismentul să alunece în derizoriu, în anodin. Iată, la un concurs care s-ar vrea de cultură generală, fi pe fază, la Prima TV, în mod vizibil după modelul Question pour un champion de la TV 5 Monde, o întrebare sună așa: care e prenumele tinerei de care se îndrăgostește Tarzan? Evident, ne aflăm în zona derizorului, ca și în cazul altei întrebări, cât e premia luat cu tare vedetă de muzică ușoară? Ne mutăm într-un teritoriu vecin derizorului, cel al anodinului, prin întrebări de felul: în ce țară s-a născut Pele? Dar vin și întrebări cu pretenții de cultură, ca: în ce zi și lună din an, după Sfântul Andrei, e următoarea sărbătoare legală? Avem aici a face cu o simplă informație, ca și atunci când cer numele științific al acelei ramuri a medicinii care are ca obiect anatomia și fiziologia nasului. Pentru a ne situa în cultură, ar trebui să ne referim la semnificația sărbătorilor respective. Iar în cazul nasului, să știu să explic proveniența termenului rinologie, faptul că acest cuvânt vine din franceză, unde ajunge din greacă, ris înseamnă nas, logos, studiu, deci puțină etimologie. Cultura comportă explicații, argumentare, problematizare, pune în mișcare intelectul, nu doar memoria. Și insist asupra acestei chestiuni, deoarece o boală gravă, generală, a educației este tocmai aceasta. Mult de memorat, prea puțin explicat, argumentat, problematizat. Și ajungem acum la horoscop și zodiac, umor involuntar și șarlatanie. Aș plasa în aceeași ordine de idei horoscopul și zodiacul. Discuțiile cuchicitoare și vrăjitoare atunci când sunt frecventate în registrul umorului involuntar pe care acesta îl generează. Aici însă intervine un element suplimentar. Faptul că este vorba de o escrocherie, o înșelăciune. Mii de ani, în condițiile în care diferitele discipline de studiu nu își dezvoltaseră încă o identitate suficient de clară, astrologia a putut trăi în legitimitate. Dar de la Kepler încoace lucrurile s-au limpezit, astrologia este respinsă și este general acceptată în lumea culturii, că nu avem posibilitatea de a pune în legătură diferitele configurații cerești cu mișcările sufletului nostru și cu destinele umane. A pretinde că știm ce constă această corespondență este o șarlatanie care trebuie tratată ca atare. Și nu se întâmplă acest lucru. Pentru multă lume a prevalat credulitatea specifică oamenilor inculți, iar pentru alții a prevalat partea amuzantă de umor involuntar a acestor pseudoprediții. Din păcate, România este și în această privință în coada Europei, prin înaltul grad de popularitate a horoscopelor și zodiacurilor, în căutarea unui alt fel de umor. Umorul la care tocmai ne-am referit nu e lipsit de reușite, dar nota sa dominantă la apropie de anodin, de derizoriu și unor chiar de vulgar. Ideea falsă, superficială, a incompatibilității umorului cu lucrul serios, stă la baza politicilor instituții și, de fapt, chiar dacă nu se afirmă direct, stă și la baza sistemului educațional. De aceea am ales această temă. Ca să arăt că umorul nu trebuie lăsat să fie confiscat de divertisment. În ce constă divertismentul? Iată câteva din notele sale distinctive. Nu pretinde un efort de concentrare a atenției,
și se mulțumește cu opusul concentrării, cu starea de distracție, de destindere. Nu pretinde un efort intelectual. Nu-ți cere să-ți pui mintea la bătaie. Nu pretinde nici prea multă erudiție, nici prea multă cultură. Alta este situația în învățare, în cercetare, în creația intelectuală de orice fel, științifică, artistică, filozofică sau inginerească. În toate aceste activități e nevoie de concentrarea atenției asupra obiectului considerat. Este nevoie de efort intelectual și uneori fizic. Este nevoie de acumulare de cunoștințe, de cultură. E nevoie de antrenament în observație, în raționament, în intuiție, în imaginație. Ne propunem să arătăm că umorul este un ingredient esențial al tuturor acestor activități și merită să aibă o poziție privilegiată în cadrul celor mai serioase activități în educație, în profesie, în cercetare, în creativitate de orice fel. Mai mult, sezizarea umorului acestor activități condiționează înțelegerea lor profundă și trăirea lor. Ne ajută să facem față cu plăcere, să rezistăm efortul investit în activitatea respectivă. Numai că de prea multe ori acest fapt este eludat. Nu se spune explicit, dar mi se pare clar că râsul și zâmbetul, ironia și amuzamentul nu au locul pe care îl merită în educație de la grădiniță până la universitate. Disponibilitatea la glumă, la ironie a populației este în momentul de față într-un grav deficit. Repet și aici gluma pe care am încercat-o la mai multe bănci, dar am eșuat. Am de plătit 4 facturi. Faceți o reducere? Oamenilor nu prea le mai arde de glumă. Mai mult, în unele locuri, de exemplu la aeroport, la controlul de securitate, gluma riscă să devină infracțiune și intră chiar în sfera penalului. Se cultivă o idee falsă a seriozității confundate cu gravitatea, cu solemnitatea atitudinii. Să mergem pe urmele acestui fenomen, să nu faceți imprudența de a vă aventura în definiții. Luați umorul la modul cel mai empiric posibil, în toate variantele sale, comice, plenea, glumă, anecdotă, vorbă de duh, ironie, păcăleală, farsă, satiră, șarge, caricatură, amuzament. Umorul se află organic implicat în natura lucrurilor. Se află în natură, în viața socială. Și dacă îl ignorăm, este faguba noastră. Umorul produce o stare de bună dispoziție. Nu doar ne amuză, ne poate încânta. Toată lumea este de acord că râsul și zâmbetul fac bine la sănătate. În ceea ce mă privește, nu cred că aș fi rezistat psihic în lunga noapte a dictaturilor pe care le-am parcurs din 1938 până în 89, dacă nu aș fi fost capabil să sezizez umorul involuntar pe care dictaturile îl au și îl generează. Dar acum trăim într-o lume traumatică, o lume violentă, o lume tot mai semi-analfabetă. Aflăm pe de o parte că suntem în coada Europei cu cei mai mulți analfabeți, cu cei mai mulți copii săraci, dar în același timp suntem tigrul Europei cu cea mai mare creștere economică. Se poate imagina o situație mai ironică. O zăpăceală generală se instalează. Avem cel mai mic salariu minim pe economie, sub 200 de euro, pe de o parte, dar pe de altă parte avem și cele mai mari venituri lunare din Europa, măsurate în 10.000 de euro. Tot mai mulți infractori se recrutează dintre cei care ar trebui să ne apere de infractori, dintre polițiști, dintre judecători, miniștri, parlamentari, profesori. Nu e o imensă ironie amară în acest fapt? O politică diabolică dictează activitatea presei orale sau scrise, conform căreia fac rating, în primul rând, știrile rele, știrile negative. Drept rezultat, buletinele de știri încep cu crime, dezastre de tot felul, accidente, explozii. Tot ce este mai jos e când omul este adus în prim plan și livrat ca porție zilnică a patologiei umane. Abandonul școlar, dezorientarea, disperarea unui număr crescând de adolescenți ne avertizează că ceva fundamental greșit se întâmplă în educație.
Una din cauzele principale ale situațiilor pe care tocmai le-am prezentat este starea de încordare, de gravitate impusă de stres care îi stăpânește pe tot mai mulți copii, adolescenți, tineri, adulți, la școală, la universitate, în profesie. Depresia este tocmai frecventă în școli, ca urmare a conflictelor psihice pe care le generează anomaliile sistemului educațional. Ceva similar se întâmplă în lumea adulților, la locul de muncă. Uităm că starea de bună dispoziție, de relaxare, de bucurie de viață, este o condiție de reușită în educație, în profesie, în viață în general. Dar cum să ai acces la această stare pozitivă fără disponibilitatea la umor? Umorul face casă bună cu jocul, cu ludicul. Natura are un imens potențial ludic, ironic. Natura. Natura, viața socială ne apar ca și cum ele ar practica față de noi un joc de ascundere, ca bine cunoscutul joc al copilor de a v-ați ascuns. Natura parcă ne provoacă mereu să-i găsim secretele. Cu cât un secret este mai semnificativ, cu atât efortul necesar pentru a-l identifica este mai mare. E un comportament ludic al naturii, o strategie a ei de a se ascunde și de a ne invita să o găsim. În teoria jocurilor de strategie există așa numitele jocuri împotriva naturii. Aceste jocuri au o față foarte hazlie, foarte ironică, deoarece a crescut decalajul dintre, a crescut, accentuez acest lucru, a crescut decalajul dintre înțelegerea științifică sau artistică, pe de o parte, și percepția empirică, pe de altă parte. Aceste ultime propoziții îi acord o importanță majoră. Ea explică de ce umorul este mult mai bogat și mai important azi decât în urmă cu 120 de ani. Știința a avut întotdeauna puterea de a înșela așteptările noastre empirice, intuitive. Copernic și Galilei au șocat lumea prin descoperiri care contrastau cu percepția noastră senzorială. Dar până în secolul al XIX-lea, cele mai multe rezultate ale științei erau în concordanță cu această percepție. Situația se modifică radical în secolul trecut. Tot mai multe rezultate, idei, creații în știință, tehnologie, filozofie, artă, literatură, înșală așteptările noastre. Intră în conflict cu percepția comună. Pun la încercare imaginația și transformă întreaga întreprindere umană într-un spectacol fără precedent. Să vă dau un exemplu. Trăim uneori sub obsesia zăpezii. Ca anul trecut, pe vremea asta. Ați observat cât de jucăuș este fulgul de zăpadă, cât de liniștit și vesel coboară din cer și parcă ar spune, prinde-mă. Și când întinzi palma să-l prinzi, îți dai seama că te-a păcălit, că a fost o iluzie, că el a murit chiar în momentul în care ai vrut să-i rătești libertate. El parcă îți spune, dacă mă iubești, nu te apropia de mine. Lasă-mă să mă bucur de libertatea mea, viața mea este oricum scurtă. Dar iată că există un obiect matematic, un fractal, curba lui Koch, care simulează configurația unui fund de zăpadă. Ea devine inteligibilă ca limita unui proces asimptotic, deci constând într-o infinitate de etape, dar geometria sa este vizual inaccesibilă. Regăsim natura sa iluzorie pe care o bănuisem experimental. Dar uitați-vă cum ne păcălește corpul uman. Îl purtăm cu noi tot timpul, dar cât de puțin îl cunoaștem. Credem că identitatea sa materială care sare în ochi este esențială, dar aflăm pe cale științifică faptul că la fiecare 5 ani toți atomii care alcătuiesc trupul uman se primenesc. Nici un atom care era în corpul meu acum 6 ani nu mai este azi. Cât despre celulele biologice din corpul meu, ele se primesc și mai repede. Nici o celulă biologică existentă în corpul meu în urmă cu 10 zile nu mai este acum. Nu e această înșelare a așteptărilor, această discrepanță între înțelegerea științifică, pe de o parte, și percepția empirică, pe de altă parte, o sursă imensă de plăcere ludică și ironică.
Suntem deci tot timpul sub imperiul ironiei spre delitoare a naturii. Dar ce potențial șurbâdic și ironic l-a putut avea descoperirea faptului că jocul aparent gratuit al geometriilor neocritiene este cel care oferă cheia înțelegerii aspectelor spațiale ale universurilor relativiste. O surpriză extraordinară care răsturna credința ce devenea de mii de ani că singura realitate este aceea care funcționează în geometria euclideană, în armonie cu percepția noastră empirică. Ni se părea că raza de acțiune a acestei percepții se extinde la tot universul. Abia în urmă cu 150 de ani s-a lămurit această chestiune. Nici determinismul cauză-efect, nici distinția casantă subiect-obiect, nici logica terțului exclus, nici funcționarea distingherită a limbajului uman nu mai sunt valabile în universul infinitului mic ale mecanicii cuantice. Deci raza umanului, raza capacităților umane de percepție este complet depășită în multe privințe. Și asta este clar o manifestare a ironiei pe care natura ne-o adresează. Ironia istoriei. Ne referim la discrepanța dintre percepția evenimentelor atunci când ele se produc și percepția lor ulterioară. În anii imediat următor primului război mondial, predomina părerea că războiul în general a murit, că războiul mondial dintre 1914 și 18 era ultimul pe care îl cunoaște omenirea. Celebrul Herbert George Wells era un militant al acestei idei și ce-a urmat se știe, excelența lui Wells în materie de lumi imaginare, războiul lumilor, mașina timpului, nu s-a confirmat și în capacitatea de a desluși viitorul real. Apoi destrămarea, de fapt autodestrămarea Uniunii Sovietice, iarăși o surpriză de zile mari, o păcăleală, care i-au căzut victime toți specialiștii așa numitele științe politice. Dar percepția Revoluției franceze, de la 1789, care a determinat și alegerea date ei ca sărbătoare națională a Franței, în ce decalaj se află acum față de interpretările ei anterioare. De tot cazul, o lucrare despre plagiat, la rândul ei un plagiat. Este cazul amintit de Alexandru Dobrescu în asta carte Corsarii Minții, istoria ilustrată plagiatului la român, 2007. Lucrarea lui Constantin Nehamanciu, procuror de lângă tribunalul Ilfov, proprietatea literară și artistică, publicată în 1893, susținută ca teză de licență în drept, primită cu elogii de o comisie prestigioasă formată din Gheorghe Danielopol, Grigore Tocilescu și Cede Tisescu, se dovedește numai 4 ani mai târziu că este un plagiat al unei teze de doctorat editate în 1867 la Grenoble de juristul francez Paul Clément. Dar autoironia vieții personale. Traian Lalescu, marele nostru matematician, s-a înscris și la studii inginerești și la politehnică. Nu i-a plăcut deloc, nici l-a luat toate prea grozave. Le-a părăsit, la fel Moisil mai târziu. Dar ce ironie că acești doi matematicieni români au devenit figuri de primă mărime exact în domeniul în care au eșuat ca studenți. Lalescu a schimbat modul de înțelegere a învățământului inginerii bazate pe energie, iar Moisil este cel care a schimbat modul de înțelegere a energiei bazate pe informații. Și nu vă mai dau exemple din viața mea personală, am multe. Istoria științei dispune de un potențial ironic imens. De exemplu, prin modul în care multe greșeli și eșecuri au devenit tocmai ele sursa unor mari invenții sau descoperiri. Știința haosului, o culme a inteligenței umane în a doua jumătate a secolului trecut, a fost inițiată de Henri Poincaré în încercarea de a corecta o greșeală dintr-un studiu al său privind problema celor 3 corpuri din mecanica cerească. La fel, nu insist că sunt chestiuni mai speciale, noțiunea de ideal în algebră, a lui Kummer, la fel cu Olebec, la fel cu Coșin. Chiar și în religie, umorul este esențial.
Putem vorbi despre umor în religie și în teologie. În orice întreprindere umană există umor. Dacă e umană, ești umor. Nu există nimic uman fără umor. Și am să mă refer aici la o teză de doctorat prezentată de Teodor Bakowski la Paris, la Universitatea Sorbona, în 1996, care s-a concretizat într-o carte apărută la Paris, Le Rire des Pères, Râsul Patriarhilor, o antropologie a diviziunii patristică răsăriteană, versiune românească la editora Anastasia, 1996. Filosofia acestei lucrări ne-o spune chiar autorul. Râsul diminuează frica de viață și de moarte. Râsul are și o funcție de exorcizare. Omul religiosus are deopotrivă dreptul, plăcerea, ocazia de a râde. Numai că nu râde oricui, oriunde, de orice și de oricine. Râsul figurează în literatura patristică, dar e strict codificat. Cultura bizantină e o combinație între Atena, Roma și Ierusalim. A mers în genere pe o linie sobră, dar a perpetuat și plăcerile vieții, jocurile de circ, teatru, petrecerile populare, perioadele permisive au alternat cu cele rigoriste. Bizantinii căutau să-și disciplineze râsul, dar erau prea rafinați pentru a trăi pe jumătate. S-a dezvoltat astfel în Bizanț o sacralitate deschisă, care nu se mai opune profanului, un stil de viață aureolată de meserie. Am închis citatul. Și nu mai pot vorbi despre faptul că îndoiala și cu ea ironia sunt un motiv recurent în religie. E o literatură dragă la acest cum se autoironizează filozofii, o literatură întreagă? Am să vă spun următorul lucru. Care sunt sursele de ironie în toate aceste întreprinderi creatoare? Iată una din ele. Cauți ceva și găsești cu totul altceva. Cum s-a descoperit penicilina de Fleming? Printr-o întâmplare exact de genul acesta. El era preocupat cu totul altceva. Nu intru în text, lucrurile sunt amănunțite. Sau de pildă. Izomerismul chimic. O revoluție în chimie în secolul al XIX-lea, la 1830. Faptul că două substanțe chimice pot să aibă aceeași formulă chimică, deci aceleași elemente, aceeași atom și fiecare atom de aceeași număr de ori și să aibă totuși proprietăți și comportament complet diferit, care contrazicea violent tot ceea ce se credea la acel moment. E, dacă vreți, este prima victorie a structuralismului în cronologic vorbind, ca după aceea să ne trezim cu ceva similar, v-am evocat problema identității corpului uman, la fel, care e de natură structurală, nu de natură materială. La fel, descoperim capitalele lui Pasteur. La fel, iată un exemplu din lingvistică. Chomsky a creat gramaticile sale generative cu scopul deliberat, clar, de a schimba viziunea în domeniul lingvistic și al studiului limbilor naturale. Dar s-a întâmplat că, sigur, gramaticile lui au avut un impact în studiul limbilor naturale, dar principalul lor impact a fost în cu totul altă direcție la care el nici nu s-a gândit, anume în studiul în informatica teoretică. La numai 4 ani după ce el a publicat Bucaia sa din 56-60, se clarifică faptul că gramaticile chomskiene sunt baza teoretică în studiul limbajelor de programare la calculator. Deci o chestiune cu totul împotriva așteptărilor. Și pe urmă, punctul în plecare științele cognitive și filozofia cognitivă atât de importante astăzi. Sau de pildă, chestiunea pe care deja am evocat-o, faptul că exact locurile în care greșești și în care eșuiesc
se dovedesc de multe ori ascunde o comoară a unor lucruri noi. Este iarăși un imens capitol în să știți că nici în domeniul nu scapă acestor situații ironice de mare surpriză. De pildă ce s-a întâmplat cu apariția artei moderne, început cu cubismul la sfârșitul secolului al XIX-lea. Și muzica, șândă, etc. Toate și-au schimbat fața în urma unor metamorfoze esențiale într-un cu totul alt domeniu, în geometrie și în fizica relativistă. Cubismul ar fi fost de neconceput fără apariția prealabilă a geometriilor neoclidiene. Iar Salvador Dalí este pe bună dreptate considerat o expresie a răzvrătirii ființei umane împotriva condiției sale euclidiene. Să nu mai vorbesc de umorul în muzică, care are un statut cu totul special, prin faptul că umorul pe care realizează muzica nu se află, cum cred mulți, în relația muzicii cu ceea în afara muzicii, cu viața de... Nu! Muzica își dezvoltă umorul ca o lume în sine. Muzica nu are referent în lumea mea. Și umorul existent într-o anumită bucată muzicală are adresă o altă lucrare muzicală. Totul se petrece în interiorul universului muzical. Mă opresc aici. Concluzia este clară. Gonind, ignorând această latură, umor, în educație, în învățare, noi am sabotat școala, am sabotat educația și asta este unul din motivele principale pentru care, pentru o mare parte a elevilor, școala este o plictiseală. Deci înțelegeți că problema aceasta umorului în lucrurile serioase este, nu e o problemă oarecare, este o problemă vitală a culturii și a societății noastre. Mulțumim foarte mult! O adevărată lecție pe care cu toții am învățat-o astăzi de la dumneavoastră a fost academicianul Solomon Marcus și lăsăm microfonul tot acolo, în sfera prezidiului, pentru că dau cuvântul în minutele următoare domnului profesor universitar Alexandru Popescu Zorica și domnului profesor dr. Costel Chideș. Mulțumesc de asemenea pentru prezența astăzi aici la cea de-a 8-a ediție a Festivalului Internațional de Poezie și Epigramă Romeo și Julieta la Mizil, domnului profesor universitar dr. Ion Chițes. O să spuneți dacă sunt auzit. Dacă nu, nu mai e nevoie să... E nevoie? Este. Nu prea obișnuit cu sculele astea. Întâi să mă recomand. Dacă suta poate să devină reper pentru un nou început, atunci să știți că mă voi naște după 5 ani. Am scris și o epigramă. Dar dacă este foarte ermetică, e bine să o explic. În partea de vest, spre Tisa, spre Arad, Bihor,
există o vorbă. Dumneavoastră, care sunteți poate mai informați ca mine, mă puteți aproba. Să nu fie cu bănat. Există această vorbă. Adică să nu fie cu supărare. Regina Maria, devenită regină, căci așa era cu acest statut acum 100 de ani, din septembrie 1914, când soțul ei devine rege al României, deși ei s-au încoronat, bineînțeles, în cadrul României mari, și asta târziu, după sfârșitul război. A avut 6 copii. În ordine. Carol, care a devenit regele României, născut în 1893. Un an mai mic decât savantul profesor Octav Onicescu. Al doilea a fost Elisabeta, născută în 1896 și care a devenit regina Greciei. Al treilea a fost Mignon, cum îi spunea mama ei, Mărioara, devenită regina Iugoslaviei. Al patrulea este Nicolae, 1903. Al cincilea este Ileana, devenită arhiducesă, profesoarea care a avut Branu. Și în fine Mircea, care a murit copil, născut 1913. Această persoană excepțională, de care istoria nu îi acordă suficient spațiu pentru mult binele pe care l-a adus țării noastre. La anul se împlinește centenarul, când în cradul Crucii Roșii, regina a stat la căpătuiul bolnavilor, răniților de pe front, a stat și la căpătuiul tatălui meu, care din intervalul 24-29 iulie 1917, prin vitejia și abnegația companiei pe care o conducea, a salvat-o pe regină înaintată prea mult spre linia frontului. În noaptea de 29 iulie 1917, când nemții au forțat peste măsură, dar n-au reușit, căci ea venea de la spitalul Alexandru Beldiman din Bârlad, unde tata și-a vindecat rările căpătate în acel interval de care v-am vorbit. Un mic amănunt. Tata a fost decorat al ordinului Mihai Viteazu și la căpătuiul lui i-a ninat în piept generalul Berflot, legiunea de onoare în grad de cavaler, comandor, în numele prezidentului Republicii Franceze, Raymond Poincaré. Și cum v-am zis, a fost așa de mare activitate. Dar nu s-a oprit numai aici. A apărut un litigiu despre care istoricii noștri
vorbesc îndeajuns. Eu nu sunt istoric, dar am iubit informația. Am iubit istoria și îndeosebi m-am străduit pe cât am putut de-a lungul anilor, pentru care v-am zis că, vedeți, sunt destui. Am fost și am rămas obiectiv. E bine, Regina Maria a salvat și puțin oameni știu, foarte puțin. Vă rog să rețineți ce vă spun acum, că este deosebit de important. Ea a fost cea care, la supărarea lui Ionel Brățeanu, pe vremea asta, ianuarie 1919, pe timpul ăsta, începuse conferința de la Versailles. Și el s-a supărat fantastic pentru că angajamentul francezilor față de noi ca să participăm la războiul mondial era întregirea. Așa se numește războiul nostru. Războiul de întregire națională. Și ăsta e termenul cel mai potrivit și cel mai profund. Și Regina s-a dus și a salvat situația. Pentru că au existat niște chestiuni pe care eu știu să vorbesc, dar nu mai prelungesc aici. Dar dacă cineva ar dori să-mi ia un interviu, îl aștept cu mare drag la mine la București și să-i vorbesc de o istorie de evenimente sigure. Sigure! Domnule profesor Mina, director Mina, Mina, numele nu vă desminte, viața sufletului dumneavoastră deschide o mină de aur. Și acum să vă spun acele versuri. Nu zic epigramă, numiți-o dumneavoastră cum vreți. Regină, mamă de regine, te-ai jertfit și ai luptat să ne fie nouă bine, să ne fie cu Banat. Pentru că Banatul și îndeosebi Timișoara face parte din fruntarele României mari, moștenită și de generațiile actuale și moștenire care să dea Dumnezeu să fie în vecii vecilor, se datorește integral demersului acestei excepționale ființe pe care Clemenceau îi zice: v-ați bătut ca o leoaică. Și la care regina i-a dat replica: normal, pentru că a trebuit să înfrunt tigru. Domnule profesor, pentru că mă recomand, sunt strănepot al profesorului Alexandru Locusteanu, fondatorul învățământului de medicină. Sunt strănepot. Poate am și adevăr. Și aș dori să punctez două chestiuni și anume prima la care m-am gândit este faptul că dacă lecturăm mai multe cărți străine, în special din literatura americană,
vom vedea că majoritatea cursurilor universitare sunt plasate foarte fin anecdote. Adică mergând pe ideile domnului academician Solomon Marcus, aș adăuga faptul că străinii care au o cultură vastă și mai ales au șansa să aibă și biblioteci extraordinar de bine puse la punct, fac acest lucru. Și dacă îmi permiteți un exemplu, în 1890, marele David Hilbert demonstrează o celebră teoremă, teorema bazei, dacă A e noetherian, rezultă că și A de X e noetherian, iar matematicianul Gordon exprimă la momentul respectiv, aceasta nu este matematică, ci teologie. Pe de altă parte, Gordon, facă paranteză, a fost și conducătorul de doctorat al lui Emil Noether. După 9 ani, dă o altă demonstrație mai simplă și declară: m-am convins că această teologie are avantaje. Al doilea exemplu pe care îmi permite să-l enunț, episcopul francez Nicole Oresm demonstrează în 1350 că seria armonică, seria sumă din 1 pe n, este divergentă cu suma infinit. După 300 de ani, a fost redescoperită de către Pietro Mengoli. Pentru cazul n egal cu 2, mă refer la funcția zeta lui Riemann, deci seria 1 pe n pătrat a fost numită de către istoricul francez Jean Montiola exasperarea analiștilor. Iar inclusiv Leibniz a primit problema în 1673 de la John Pell și nu a rezolvat-o. De-abia în 1734, Euler demonstrează că suma serii este pi pătrat pe 6. Și ca parte de umor și mai adâncă decât ceea ce v-am spus, este că domnul profesor universitar Octavian Stănășilă, la începutul anilor 90, mi-a relatat un fapt amuzant, și anume că există încă, sau poate exista la momentul respectiv încă în Politehnică, existau persoane care făceau informatică și încercau să calculeze încă cu ajutorul calculatorului suma serii. Referitor la învățământul preuniversitar și învățământul gimnazial și chiar cei mai mici, ceea ce a spus domnul academician Solomon Marcus și prezența dumneavoastră și, de fapt, esența întâlnirii noastre aici, eu cred că este foarte binevenit. Și există cărți extraordinar de bine scrise, cum este, am adus un exemplar din această carte, lui Nicolae Velichi, Anecdotele științei. Domnul doctor Velichi, din anii 70, a publicat această carte, era doctor la Spitalul Filaret. Și având această deschidere, a scris această carte. Ce vreau să spun cu această idee și mă opresc? Este faptul că dacă noi, ca profesori de matematică, în cadrul orelor, reușim din când în când să plasăm anumite anecdote, bineînțeles, bine alese, reușim să-i transferăm elevului nostru o sensibilitate și o apropiere față de mari oameni de cultură. Pentru că, în general, dacă spui teorema lui Leibniz și Newton, sau știu eu, copilul se blochează, dar dacă îi povestești înainte, uite, Leibniz, cât de mare filozof a fost și om de cultură și de știință, și el a avut marginile sale și, uite, n-a putut să rezolve această problemă. Eu mă bucur că am fost aici la dumneavoastră, practic am fost șoferul domnului academician și a domnului profesor. Cred că știți butada cu așa. Vă mulțumesc! Am să încep cu un elogiu adus
Facultății de Matematică a Universității din București, facultate care m-a format și care a fost cel puțin pentru o epocă, din păcate, cred că nu mai e cazul să discutăm în acești termeni acum, probabil prima facultate a învățământului românesc. Este suficient să spun că ea este facultatea lui Spiru Haret. Am avut onoarea, am avut norocul să am profesori, niște giganți ai matematicii, atât românești cât și mondiale, și, între altele, pot să spun cu plăcere și cu mândrie că unul dintre profesorii mei a fost domnul academician, profesor Solomon Marcus, pe care îl vom sărbători foarte curând, peste o lună de zile, pentru împlinirea vârstei, pot să spun, domn profesor, pot să spun, pentru împlinirea vârstei de 90 de ani. Aceasta se referă la ceva paralel. Un alt mare profesor al meu și al matematicii române, care, din păcate, este de mult, de mult, de mult plecat în Statele Unite, m-a împlinit cam în același timp tot 90 de ani. Diferența este de două zile. Între ei e vorba de domnul profesor Nicolae Vinculeanu, care este de mult, de mult plecat în Statele Unite. Am evocat aceste lucruri pentru că aceste fapte aparțin, pe de o parte, istoriei culturii române, istoriei învățământ, și pe de altă parte aparțin, de fapt, întregii națiuni. Și acum, dacă suntem pe tărâmul umorului, vă spun, nu prea m-am pregătit bine, dar trebuie să vă spun că ceva, ceva tot îmi vine în minte. Și atunci o să vă spun ceva legat de cursurile domnului profesor. Poate că dânsul nu își amintește, dar eu am să vă spun o glumă pe care ne-a făcut-o domnul profesor la unul din cursuri și pe care noi n-am uitat-o. Noi care am fost studenți. Contextul. Pentru cei care sunt mai tineri și care nu realizează exact despre ce vorbesc. Știți că pe timpul lui Ceaușescu, la un moment dat, se ajunsese la o situație insuportabilă din ceea ce privește problema alimentară. Erau cozi formidabile la niște nenorocite de cozi de șobolan sau ce erau ele în formă de mezeluri. Mă rog, expresia folosită, expresia curentă, penibilă, era că la cutare magazin, să zicem la unic, se dă sau s-a băgat ceva. Dacă țineți minte, cei care sunt de vârsta mea sau care, țiu minte, din păcate, foarte bine. Pentru cei mai tineri, refac puțin acest context ca să putem să înțelegem bine gluma care urmează. Și tot pentru refacere de context, pentru cei care nu sunt matematicieni de profesie, vreau să vă spun că noi la matematică de foarte multe ori folosim o expresie de tipul următor. Se dă o funcție, să spunem, continuă în cutare punct. Sau se dă, nu știu ce, configurație în spațiu. Asta este expresie folosită curent de noi matematicieni. Și domnul profesor ne-a explicat care e semnificația reală a acestei expresii, se dă, să zicem, o funcție continuă. Ideea este următoarea. Ce întrebare îți vine imediat în minte când auzi că se dă o funcție continuă în punctul x0? Prima întrebare este unde se dă și a doua întrebare dacă este coadă. Mă permit să mai adaug totuși încă două, să spunem, glume celebre, să spunem, în istoria matematicii. Una este
celebră și, într-un fel, când am încercat să o readuc în memorie, am fost cenzurat chiar cu brutalitate în ultima vreme. Este vorba de istoria matematicii din facultatea noastră. Ca să zic așa, fac vorbire, cum zic juriștii, fac vorbire despre o poveste care s-a petrecut între două figuri importante ale facultății, unul dintre coloșii facultății și el plecat de mult, de foarte mult timp, profesorul Cassius Ionescu Tulcea, care a plecat în Statele Unite foarte, foarte de mult, și profesorul Aristide Halanai, care a fost un profesor bun de matematică, nu, nici pe departe de dimensiunea lui Ionescu Tulcea, însă care a fost unul dintre reprezentanții, ca să zic așa, dedicați ai stalinismului în țara noastră și care a fost un fel de, dacă vreți, de tartor al facultății din punct de vedere politic în vremea aceea. Profesorul Halanai a scris un articol, e mult de atunci, care a apărut, cred, în Contemporanul, în care ataca matematica idealistă pe care o făceau unii. Și i-a atacat pe mulți. Tot ce vrei, inclusiv Moisil, Miron Nicolescu, de așa mai departe. Unul dintre cei atacați că făceau matematică idealistă și nu aplicativă, cum ar fi trebuit să fie ea, în lumina directivelor venite de sus, de la Moscova, unul dintre cei atacați a fost și Ionescu Tulcea. Cei doi se întâlnesc în facultate, cred, la bibliotecă. Episodul mi-a fost relatat din mai multe zone și eu compilez. Ionescu Tulcea, adresându-se către Halanai: să știți că sunt foarte supărat pe dumneavoastră. În ce problemă? În legat de articolul pe care l-ați scris. Și deci, eu sunt convins că am perfectă dreptate, ceea ce am scris, am scris cu sinceritate, din toată inima și nu aveți să fiți supărat, pentru că asta este linia corectă pe care să o urmăm. Și de-aia zice, eu să știți că n-am să vă iert niciodată pentru chestia asta. Cum e posibil? Ce motiv aveți? Și domnul Halanai, să știți, Ionescu Tulcea se scrie fără liniuță. Ultima glumă pe care vreau să vă spun, tot legat de lumea noastră a matematicii, este următoarea. Asta este internațională. Există cea mai importantă revistă de referate asupra articolelor publicate în revistele de matematică, referate cu aprecieri calitative, se cheamă Mathematical Reviews, deci reviste matematice, adică în sensul de referate matematice, și la un moment dat acolo a apărut un referat, să spunem, a unui foarte mare matematician american de origine norvegiană, Einar Hille, care a fost și președinte Societății Americane de Matematică la un moment dat, și care făcea un referat asupra articolului 1X. Și acolo spune că acest articol este pe deplin bine făcut. Are și parte originală și este și corect. Din păcate, partea originală nu este corectă, iar partea corectă nu este originală. Și ca să închei, sper că acum toată lumea o să răsufle ușurată că bine a terminat și ăsta. Prea multă matematică strică. Deci, ca să închei, să vă spun că acest umor care caracterizează, să spunem, națiunea noastră, care caracterizează istoria țării noastre și care a fost întotdeauna privit alfa ca o formă de apărare și beta ca o calitate fundamentală, poate că, din păcate, poate fi privit și altfel. El poate fi privit și ca mascarea unei anumite resemnări și mascarea unei anumite tristeți și, mi-e frică să o spun, a unei anumite pasivități.
Și atunci, ca să nu cad într-un loc comun, să nu vă supărați, totuși simt nevoia să citez în legătură cu treaba asta, să citez din Bacovia, o țară tristă și plină de umor. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi tare mult! Ei bine, în foarte scurt timp va avea loc mult așteptata festivitate de premieră la sesiunea Epigramă. Însă, până atunci, domnul profesor universitar Alexandru Popescu Zorica m-a rugat ceva și cum este un om greu de refuzat, dacă nu imposibil, am să-i dau microfonul. Vă rog. Sau aveți microfon, domnule. Legat de umor, că ce v-am spus eu, nu prea conține umor. E vorba de istorie. Ca evenimente care s-au petrecut, nu sunt fabulații. Domnilor, care sunteți în specialitate, rețineți și poate chiar notați în scris. Dacă n-aș face-o chiar eu, pentru că ce vă spun, eu știu de aproape 90 de ani. Până 1926-27, cam de atunci știu. Când mergeam la școală deja. Iar de atunci nu le-am mai auzit. Deci, nu vă povestesc de unde și cum și în ce împrejurări. La începutul veacului, 1901, generalul Alexandru Lahovari, profesor de calcul diferențial și integral la Facultatea de Științe și Ființe Matematică, este pensionat și vine profesor Anton Davidov. L-ați cunoscut? Da. L-ați cunoscut? Când a ieșit din închisoare, era la Institutul de Matematică pe Inescu. Știți că el a avut niște probleme. Anton Davidov? A murit în 1958. Avea 82 de ani. Acolo l-am cunoscut la coridorul. Că profesor, eu am fost ultima serie și neterminat, pentru că în anul 3 a venit atunci la data aceea nenorocită de 6 septembrie 1940 regimul legionar, care de la facultatea noastră a pensionat prematul 2 mari somități, Dimitrie Pompei, care avea 67 de ani, retine, și Anton Davidoglu, care avea 64 de ani. Dar nici o comparație între ei. Pompei e un uriaș, Davidoglu e un pic. Nu cred. Aici nu mă cred. Am capacitatea la o discuție particulară să le fac demonstrația afirmațiilor mele. Povestea este următoare. În timpul acela, serviciul militar obligatoriu dura 7 ani. Și termenul redus îl aveau numai cei care posedau diplomă de bacalaureat. Dar să știți că la vremea aceea era bacalaureat, nu era bac. Subacul se traversează de obicei lacul. Era ceva foarte dimensiv. Și întors de la Paris, unde și-a luat doctoratul, devenise chiar cadru la facultate, este chemat pentru serviciu militar. Și acum se întâmplă în gruparea respectivă în care Răcanu le spune: cei care aveți bacalaureat, faceți un pas în față. Și ordinul s-a executat. Iubiților, e autentic ce vă spun, nu e nimic fabulație. Așa s-au petrecut lucrurile.
Știu de la un martor ocular. Care și l-a pășit în față, că avea bacalul rău. Și Davidovlu, ascultă-te, poziția la care Răcan a început după aceea să-i caute pe listă și să-i bifeze. Și întreba pe fiecare, când, de unde, adică liceu, oraș, ajunge la Davidovlu. Și Davidovlu îi zice, doctor în matematică de la Paris. La care ăsta se uită la el lui. Te băga și între ăștia. Ia vă un pas în tărăt. Nu e păcat că nu se știe. Nu e păcat că nu se știe. Eu de aproape 90 de ani n-am mai auzit-o. A fost foarte apropiat de profesorii facultății de matematică. N-a știut-o nici domnul Onicescu. Toate generația de asta au mai. Special aici la dumneavoastră, în acel minunat misil, pentru a lua un misilic, alături de domnul primar, care e un mare iubitor de cultură, pentru că numai în misil au loc astfel de evenimente culturale și numai la acest liceu deosebit, Grigore Tocilescu, condus de inimosul director Mina, au loc așa festivități culturale, cum este cea de astăzi, Festivalul Cultural Internațional Romeo și Julieta. Am venit ca să vă dăm bucurie și binecuvântare. Binecuvântare de la Dumnezeu. Unde este Dumnezeu, acolo totul sporește. Și totul sporește de la Dumnezeu. M-am bucurat tare mult că s-a pomenit des cuvântul Dumnezeu, credință. Știința pornește de la Dumnezeu, cultura de la Dumnezeu. Toate pornesc numai de la Dumnezeu. Dumnezeu este mare, este unicat, este minunat. Dumnezeu nu face nimic ca la Xeros în acest univers. Nu avem două lucruri la fel, nu există doi fulgi de zăpad, nu există două fire de iarbă lacă, nu există, la mi spunea, nici două frunze
dintr-un copac nu se napere. Unii medici acum de mare actualitate spun că nici ochii noștri dreptul cu stângă nu sunt egal. Iată cine e Dumnezeu. De aceea să ne apropiem de Dumnezeu. Să amintim-o de matematică, cel mai mare matematică este Dumnezeu. Mare este Dumnezeu. Acest salut eu spun mereu lucru de bună ziua și de bună seara. Cu cine mă întâlnesc că mare este Dumnezeu și mare este și această întâlnire a noastră de suflet. Dumnezeu este pentru știință, pentru cunoaștere, biserica la fel. S-a pomenit de bucurie, dragii mei, ortodoxia înseamnă bucurie. Evanghelia noastră începe cu bucurie, se încheie cu bucurie, totul cu bucurie. Eu mă uit la fața în care râd, care se învese, îmi dau seama, acesta e român, acesta e ortodox. Să nu protestăm, să nu fim trist, întotdeauna să ne bucurăm, dragii mei. Bucuria atâta ne-a mai rămas. De ce să ne bucurăm? Că există Dumnezeu, nu suntem singuri în hazard în acest univers, că Dumnezeu este cu noi, că totul se face doar pentru noi, Dumnezeu a creat totul pentru noi. Și această zi planificată din veșnicie, ca să ne bucurăm, să ne bucurăm și iară să ne bucurăm și să felicităm pe toți cei care au organizat această minunată activitate culturală care pornește de la Dumnezeu, cu Dumnezeu și binecuvântare, bucurie și vă îmbrățișăm pe toți! Mulțumim, părinte, doamnă Jucă. Bun. Și acum propun să ne întoarcem puțin la povestea festivalului. Despre George Ranetti scria Caragiale în Moftul Român. Un alt scriitor esențial al culturii noastre, Tudor Archezi, scria despre mizilianul Ranetti în Bilete de Papagal. Născut în epoca lui Caragiale și în subdiviziunea literară a lui Anton Bacalbașa, George Ranetti a purtat în ghioiciunea lui spumantă, incontestabilă, timp de 10 ani, reminiscențele și obsesii de la cel din tâi și influența ștrengărismului călare pe băț al tiflei gasconale de la cel de-al doilea. E adevărat că aceste două esențe au fost amplificate de el printr-o exploatare epigramatică a calamburului scris. După acest mini-portret șarjat făcut lui Ranetti de Tudor Archezi, îi chem alături de mine pe George Corbu, președintele Uniunii Epigramiștilor din România, pe domnul inspector Mihai Morar din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Prahova, pe domnul Ioan Toderașcu și Florian Abel, și asta ca să ofere premiile la secțiunea Epigramă, momentul pe care sunt sigură l-a așteptați cu nerăbdare cu toții. La această secțiune oferă ca anul trecut propriile premii unul dintre partenerii locali, Centrul Europe Direct Misil, prin domnul Alexandru Dinu, pe care la fel îl chem alături de noi, și Avon România. Domnilor academicieni, onorat și distins public, sunt deosebit de onorat ca să prezidez acum rezultatele unui eveniment cultural care a devenit tradiție, și anume festivalul organizat la Mizil de poezie și epigramă. Importanța umorului nu mai trebuie să o subliniem. Domnul academician Solomon Marcus ne-a ținut o excepțională comunicare academică. Poate mulți au luat note, am învățat și că umorul este un lucru responsabil, umorul este un lucru foarte serios, cum se spunea cândva. Festivalul de astăzi este primul care are loc după ce la începutul acestei luni, 6 caricaturiști, deci din sfera umorului, au fost asasinați, ei fiind cei care susțineau revista Charlie Hebdo. Iată că umorul nu este perceput peste tot cum trebuie și mai ales de oamenii fără simțul umorului, care au acest handicap major. Nu vreau să lungesc mai mult. Calitatea în care am fost anunțat, vreau să o enunț pe scurt pentru cei doi eminenți critici literari care sunt de față, domnii Dan și Mihailescu și Daniel Cristea Enache. Spunând numai atât, că la Academia Română
și mai ales la Uniunea Scriitorilor, nu e, umorul nu există. Există instituționalizat sub forma, sub această, sub egida Uniunii Epigramiștilor din România, singura formă literară, dacă vreți, instituționalizată, mai sunt și altele, dar nu deloc întâmplător, pentru că am fost întrebat și nu odată de ce epigrama și de ce nu sonetul, rondelul, fabula și așa mai departe, unde există tradiție. Și am spus, am răspuns, nu știu cât de bine, că epigrama face parte, sau umorul, și ea ca făcând parte din întregătura umorului, fac parte din fizionomia morală a românilor, din componenta lor spirituală. Este suficient pentru că în Europa umorul nu prea mai există și vedeți bine că nu există, în timp ce în spațiul geografic românesc, Moldova, de dincolo de Prut și România, există asociații ale umoriștilor și epigramiștilor. Este un lucru de care ne putem bucura, mai ales că Uniunea noastră editează și o revistă trimestrială, Epigrama, care este continuarea unei serii vechi, care a apărut între decembrie 38, decembrie 43. Seria nouă are început cu apariție trimestrială în 1993 și a ajuns la 70 de numere până la zi. Revista noastră are rubrici fixe, una foarte importantă de interviuri. Mai încolo veți vedea unul pe care am avut onoarea să-l susțin în compania poate celui mai cunoscut umorist contemporan, la egalitate cu Cornel Udrea, domnul profesor universitar Ștefan Cazimir, conducătorul unei teze de doctorat unicat pe plan european și mondial, Epigrama în literatura română, aparținând unei eminente doamne, Elise Râbeanu, care nu a putut să vină fiind bolnav. Acestea erau câteva lucruri, puteam să spun mai multe, dar și totuși îngăduiți-mă să, apropo de rolul umorului în societate, în continuarea strălucitei comunicări a domnului academician, să citesc din Emil Cioran, care spunea: trăim cu toții în eroare, exceptându-i pe umoriști. Doar ei au perceput în joacă parcă zădărnicia tot ce e serios și chiar a tot ce e frivol. Și, dintr-un romancier francez, Romain Gary, un citat pe care mi l-a pus la dispoziție domnul profesor Ștefan Cazimir: nimic nu te îndepărtează mai mult de oameni decât atunci când întinzi mâna frățească a umorului celor care, în această privință, sunt mai ciungi decât pinguinii. Și acum, mulțumind organizatorilor, mulțumind pentru onoarea de a face parte din acest juriu, a ajuns la ediția 8-a, ne mai despart două de ediția 10-a, să nominalizăm și juriu. Da. Am acolo, poate îl spuneți dumneavoastră, domnul primar Emil Roșcan. La Epigrama. Florian Abel, câștigătorul de anul trecut al Marele premiu, domnul profesor Mihai Morar, inspectoratul școlar Prahova. Ioan Togeraș, câștigătorul de acum 2 ani sau 3 al Marelui premiu, și eu.
și menținere le nominalizăm și le dăm după aceea cât mai multe. Nu mai 3.000 de da. Numărurile premii. Da, da. 3. Ale 3. Doar le nominalizați ca să treacă. Da. Sunt foarte multe mențiuni și pe drept cuvânt, meritate, dar sunt și premiile. Iată, premiile. Premiul Grigore Tocilescu este luat de admirabilul nostru coleg și mare epigramist, clasic, Nicolae Bunduri din Brașov. Premiul Agata Bacovia. Premiul domnului Bunduri echivalează cu premiul 2. Premiul 2. Premiul 3 atunci. Vasile Manole din Galați. Premiul Agata Bacovia, pe dumneavoastră l-ați ascultat. Deschide. Și marele premiu este obținut de clujanul Ioan Petru Gherta, un epigramist din generația de mijloc. Stați cu fața, Stați cu fața ca să se facă poze. Domnul Gherta. Bravo. Marele premiu. Diploma invers. Plicul nu contează. Mulțumirile mai încolo. Da. Îl invităm acum pe la Sibira. Și menținem la nominalizare. Da, mulțumim domnul Cornu pentru jurizare și întregului juriu. Mulțumim. La epigramă, nu neapărat în această ordine, pe care o găsiți pe site-ul fundației, Curău Gheorghe, Leah Elena, o să le înmânăm la restaurant. Iriza Ion, Ungureanu Ica, Ghiță Laurențiu, Florin Rotaru, colonelul, Vâdiș Gheorghe din Basarabia, Larco Vasile de la Iași, haideți să spunem și Moldovan Constantin din Covina, Migriu aici, Gagniuc, ăsta are un grad înainte, Nanie, amiral al epigramei romane, Gaftoneanu Mihai de la Botoșan, Cuzuiochi Ion de la Chișinău, Muraru Anton, București, Florina Dinescu, Ploiești, și în premieră. În premieră oferim astăzi diplomele de fidelitate, o instituție nou, așa, inventată, ca să zic așa, și diplome de fidelitate vor primi, următorii. Aurel Cehan, îi menționăm, ca să meargă timpul mai, să fie mai fluid, Concediș Claudiu de la Constanța, Sorin Cotlarciuc de la Vama, Moise Gavril din Cluj, Dan Norea Constanța, Cătălina Urșivski de la Vama și Elis Râpeanu din București, Țicle Alexandru, Mizil București, Militarul George, vă mulțumim tuturor și acum îl invităm pe
Constantin Moldovan să modereze următoarea rundă de epigrame. Te rugăm. Dar nu înainte de a spune două vorbe despre fiecare dintre ei. Pe domnul Vasile Manole, premiantul cu locului 3, ocupantul locului 3, premiul la Gata Bacovia, n-am avut onoarea să-l cunosc până acum, dar mă bucur că se întâmplă aici, la Mizil, într-un... Și mă bucur că l-am cunoscut aici, la Mizil, fiind un oraș, un loc încărcat de amintiri frumoase pentru mine. Îl invit de asemenea să participe și în Bucovina, la Umor și la Vama, la cele două festivaluri pe care le organizăm. La unul sunt organizator, la celălalt co-organizator. Spunându-i așa, meșterului Manole din Galați, dacă veți veni la noi, evident, pe podium, dacă nu o să fiți, tot vă aștept. Chiar m-am gândit. Dar nu cumva să ne sfădiți, că n-avem mane de zidit. Domnul Manole, vă rog să veniți să ne spuneți. La Tohani. Un amic am fost la cramă, ce iute și-a făcut curaj, eu nu știa cum îl mai cheamă când s-a urcat în portbagaj. Dragoste și putere. Deși bătrân, se dă cocoș, iar ei, o fată mult prea fină, i se făcu milă de moș și toată pielea de găină. Insistentul, Eminesciană, la geamul tău de termopan, am tot bătut atât de des și am să mai bat chiar și un an, să-l sparg odată și să ies. Prietenul adevărat, un amic timid odată, să-l ajut să fie tată, m-a rugat cu disperare și deja și gemeni are. Mulțumesc! Moderator. Ocupantul locului 2, respectiv al câștigătorul premiului Grigore Tocilescu, domnul Nicolae Bunduri din Brașov, din păcate dumneavoastră tocmai a plecat, eu vreau să-l elogiez pe domnul Nae pentru că e un om deosebit. Eu l-am cunoscut la Vama, în frumoasa Bucovina, și ne-am împrietenit foarte repede. Mi-a plăcut la nebunie nonconformismul de care dă dovadă, fiind unul dintre puțini oameni pe care i-am cunoscut, care atunci când vor să spună ceva, o spun direct și fără să-și facă prea multe probleme din cauza asta. Lucru rar întâlnit și cu atât mai mult de apreciat. Și pentru că mulți consideră asta o nebunie, el însuși pe site-ul Agonia se semnează ne.bun. Iar eu îi spun așa, decât să te îndoi mereu, precum o creangă de alun, mai bine, asta cred și eu, să fii considerat nebun. Îl felicit pe Nae, un epigramist, un talent de aparte. Acum o să trec direct la câștigătorul Marelui Premiu. Ei, cu ăsta am ceva mai mult de spus, pentru că mi-este un prieten drag, nu că ceilalți nu mi-ar fi, dar el are ceva special și știe asta foarte bine în sufletul meu. Domnul profesor Petru Ioan Gârda din Cluj-Napoca, câștigătorul Marelui Premiu George Ranetti. Despre el, despre dumnealui, nu pot să vorbesc personal decât la superlativ. Pentru că este un om înzestrat cu un munte de talent, un om de o finețe aparte și un foarte bun prieten. Acum, tocmai din acest motiv de prietenie, nu scap eu nicio ocazie să-l mai încondez, pentru că nu e așa... Nici o faptă bună nu rămâne nepedepsită, dar vă asigur că nu rămâne dator niciodată. Îmi amintesc o întâmplare hazlie
legată de Petrică, petrecută la Festivalul Internațional Umor la Gura Humorului, la noi în Bucovina, când, aflându-ne în fața Casei de Cultură, a făcut o poză cu o foarte bună prietenă, Dina, Alexandrina Chielu, prezentă aici, și în spate, erau ei doi în spate, în fundal, frumoasa Casă de Cultură a orașului, foarte vizibilă. Ei, final, după ce am văzut poza, evident, gelos fiind, i-am dedicat un catren în care am folosit cuvântul simbioză. Acum știm cu toții, sigur, că asta înseamnă o formă de conviețuire între două specii diferite de organisme și catrenul sună așa. Ce frumoasă simbioză! O spun fără tevatură. A ieșit chiar bine în poză ea și Casa de Cultură. Mulțumesc, Petrică, te rog să... și felicitări în tot suflet. Eu am citit adineaori epigramele trimise aici, dar profit de ocazia de a fi din nou la microfon pentru a aduce niște mulțumiri, cum se obișnuiește. Așadar, mulțumesc vecinilor de deasupra mea, care, făcând mereu scandaluri noaptea, mă țin treaz și mai scriu și eu epigrame și satiră. Mulțumesc câinelui vecinilor de jos, care atunci când cei de sus nu fac scandal, își dă seama că se întâmplă ceva neobișnuit și urlă toată noaptea. Nu mulțumesc membrilor juriului pentru că s-a făcut PNV, însă aș vrea să-i asigur pe membrii juriului că în momentul aflării rezultatelor nu i-am înjurat, spre deosebire de toți ceilalți vărnesc. Atât aș avea de spus. Dar pentru că am cărticica asta în mână, aș vrea să pun un autoepitaf. Pe crucea mea, la decedat, nimic n-au scris. Ori nu mai vor, ori pur și simplu au uitat, ori știu că sunt nemuritor. Felicitări, Petrică, din tot sufletul. Și acum eu o să invit pe rând, în ordinea în care îi chem, am vrut să spun două vorbe pentru fiecare dintre premianți. Ceilalți îmi sunt la fel de dragi, îmi sunt toți prieteni, ei știu asta. Și rog să vină la microfon pe Cătălina Olșivski, Elena Leah, Sorin Vodrarciuc, Mihai Haivas, Alexandru Țiclea și Vasile Larco. În ordinea asta sau cum doresc dumnealor, pe rând, eu le cedez microfonul și să și-l paseze. Mulțumesc! Logică. Sunt inimos, că așa e la noi. Eu pe vecin ajut un pic să-i moară capra și apoi îi cumpăr varsa pe nimic. Mulțumesc! Festival de succes în plină iarnă. Cu numeroase mențiuni, dar și substanțiale premii, la cele două secțiuni, Mizilul dă cu tifla vremii. Și mai am una, din câte muze în viața mea erau, și nu o să merg nici când pe firul dramei, de vreme în importanță le mai dau doar matematice și epigramei. Craiova este obiceiul să se traducă o epigramă într-o limbă de circulație internațională. Epigrama pe care am prezentat-o eu acolo pentru Olteni de dragul lor și pentru derilarea orgoliului personal